Și dăm asta. Se dăm pe tot ecranul, nu fi jos. Civilization. Facem o verificare că ne-a mai dat drumul de el și atunci facem o verificare mică să vedem dacă lucrurile sunt exact cum l-am lăsat, că am văzut că are obicei. Da, am modificat, mă. Deci l-am simțit bine. Ce am dat? Am dat? De ce schimb? Full screen. Yes. Își face el micile lui chestii. N-ai ce să faci. Trebuie să fii de acord cu el. Advanced video. În rest, totul arată bine. Ești pe zona, Cristi? Da, 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 acum... Adrian, salut! Salut, salut, all! Salut! Astăzi am venit mai târziu pentru că am avut texte de băgat în cabeza, adică în cap, în spaniola veche. Și... s-a așezat praful, că a fost pauză și ca la școală, când te ajungeai la când te pregăteai pentru bac și ziceai, lasă că se învăț săptămâna viitoare și s-adunau acolo temele de făcut și pe mă, când venea perioada aia, mai aveai 3-4 zile, începeai să nu mai pot, trebuie să învăț tot și te lua disperarea. Te lua disperarea aia. Deci acolo sunt. Deci am apărut mai târziu. Ideea e că până acum ne-am luptat și cu Cristi să vedem dacă reușit să-i facem cumva să meargă și sunetul bine la el, pentru că el a fost niște probleme. Deci, salut și dăm un continuu. Am rămas aseară după ce m-am luptat cu zombii ăia și cu... Și mi-am dat seama că astăzi mă gândesc să merg cu peacekeepers aia până la cap în linie, full pe ei și dacă o să fie să reiau jocul, o să merg cu total cu ăștia din... cu ceilalți, ăia buni. Cică. Măcar să știm o treabă, că s-ar putea să termine prost cu peacekeepers ăștia, dar mă gândesc că are sens să măcar să o ducem până la capăt într-o parte. Să vedem cum arată jocul dacă mergem doar cu peacekeepers, de care nu-mi place neapărat, dar mă rog, whatever. Cătălin, m-am uitat pe ăsta, cum îi zice? Zi să-i zic. Pe internet, m-am uitat pe internet, nu, m-am uitat pe Steam și tu ai zis că mi-ai dat ad ieri. Dă-mi și mie un mesaj pe Discord-ul de mai jos cu nick-ul tău și te caut eu, că eu n-am primit nicio scrisoare de dragoste, ăsta cerere de prietenie. Îți zic, că tu mi-ai zis ieri în chat, parcă dacă n-am reținut eu aiurea, că m-ai adăugat. Și eu am zis, ok... Și am verificat azi. E adevărat, n-am verificat ieri. Ieri am închis magazinul. Dar nu te-am văzut. N-am văzut nicio cerere. De-aia. Bun. Iasmina. Cine era Iasmina? Din ce desen? Aladdin. Aladdinul. Da, da, da. Jasmine. Assassin's Creed. Deci omul... Deci tu... A venit Assassin's Creed. Tu îți dai seama, Assassin's Creed, jocul e pe zona. Deci Assassin's Creed se uită la Dying Light. Dacă paradoxul maxim. Îți spun pe scurt. Side quest în primul... Așa. Dacă vrei, există un side quest în primul oraș unde poți lua primul model de biomarker, care îți dă bonus de putere și viteză. În primul oraș, tu când zici primul oraș, tu zici de fapt de... A, în primul oraș, aici. Înțeleg ce zici tu, dar zic,
cred că dacă aș fi să, dacă ar fi să reiau, cred că o să încep să fac astea. Dar dacă am să zic să mergem cu povestea asta mai departe, nu m-aș băga neapărat. Dar știu ce zici. Deci, Marius, salut! Așa mă, dăm link-ul codul, e cel mai simplu așa. Mi-ai dat ad, dar n-a apărut nimic, nu mi-a zis nimic, n-a... Nimic, știi? Uite, îmi zice Adrian, îmi zice Adrian că tu tot te auzi foarte încet, Costi. La tine, nu? La mine, da. Păi, nu înțeleg treaba asta, că știe cineva. Ideea e așa. În joc, Cristi a resetat, ca și mine, sunetul pe headphones dynamic. În OBS, setat ca și mine. În Discord, sunt la același volum cum e setat și el, 110 ceva de genul, și la mine și la el. Și cu toate astea, pe live-ul lui, eu nu mă aud. Păi da, Wally, dar dacă îl dau mai tare pe Costi, se aude foarte tare. Deja l-aud foarte tare, eu încă știu. Dar n-are cum să fac asta, pentru că altfel îl nebunesc. De fapt, în căști mă aud de la 200 și pe stream eu mă aud la el un 50%. Deci, nu. Assassin's Creed, mare fan. Bine asta, dacă și jocul e fan, să moară Franco Nero. Deci dacă Assassin's Creed e fan, e bine de tot. Dacă te prind ăștia care au făcut joc cu Assassin's Creed, e panică în grădina botanică. Te iau pe sus, băieți. Ce ai făcut, boss? Ne-ai luat numele? Manu, și mie m-am simțit bine la Gojira. Și aveam tot așa, aveam ceva treabă seara, trebuia să învăț texte. Că omul e blan, adică omul face stream, n-am știut că o arde în halul ăsta, dar e la modul el face stream-ul până, deci podcast-ul până când, dacă putem să stăm 12 ore, el făcea de 12 ore. Și dacă aveam cafea, nu mai avea nici țigări, ceva de genul, nu mai avea nimic. Deci eram terminat, m-am gândit că mă duc la Gojira, stau vreo oră, așa ceva de genul, zic, mă duc, îl ajut și am plecat acasă să învăț textele. Și am stat, ai văzut și tu. Și el a lăsat full. Ceea ce mi se pare mișto, că e așa o arde el. E la modul, nu tăiem nimic, lăsăm totul să meargă. Bun. Îți dau cerere. Îți dau ăsta, nu. Îți dau banii înapoi. Ăsta. Da, frate. Zi, mă, să-i zic cum îi spui. Dăm invitație, bă, aia era. Dar una, nu 50. A, din greșeală, am scăpat de vreo 10 ori. Am trimis mai multe scrisori. Da, stai. Stai că uite, zice Cătălin aici o treabă. Folosiți voice chat la Discord? Da, în Discord, nu în joc. În Discord, păi n-am știut, dar funcționează bine și în joc. Asta e foarte tare. Față de, mă gândeam la ăștia care au făcut Battlefield-ul 2042, sau cum se numește. Au scos ei voice chat-ul și mă uitam la ăștia că s-auzea beton ieri. N-am știut că l-am activat și s-auzea beton. Mă auzea bine tot. L-am oprit oricum, mi se închide camera. Trebuie să o alimentez separat. Nu. Da, bun. Dai cu stop, aia e. I-am dat cu stop. Mafiotu, salut. Așa să fie, să avem spor. Ok, Cătălin, după ce termin asta, îți dau ad, ca să fie bine, să nu fie rău. Dar anul trecut mă uit la podcastul cu Jirea și l-a terminat și șmecher, da, adevărat. Îmi place asta, că e clar diferit, adică... Bobo, ai văzut, spre exemplu, Bobo taie foarte mult, ceea ce e ok, pentru că e mai dinamic. Dar poate să spun, acum depinde de fiecare, cum uneori ai chef să vezi un podcast mai dinamic, uneori vrei să vezi așa la o cafea, mănânci, dai drumul, bănuiesc, așa funcționează. Îl lai să meargă acolo și e ca și cum ai avea prieteni în casă, la modul ăla. Bun, hai să-i dăm drumul cu asta. Trebuie să dezactivez side quest-ul ăla. Sau vrei să-l facem? Hai să-l facem, Cristi, că e noaptea. Trebuie să-l facem noaptea, ăsta. Îl facem, bro. Facem ce vrei tu. Da... Ai și ieșit? Ai și murit? Nu, dar suntem... Suntem pleșinați, să știi, adică trebuie să adunăm tot ce prindem în drum.
Da. Nu stau chiar așa rău, dar merge. Haide, hai să procedem. Stai puțin, că mai trebuie o armă, că văd că umblu... Umblu așa... Am luat gheaca. Gheaga. Hai să mergem. Ieri am luat site quest-ul ăsta unde trebuie să adunăm niște plante. Avem strigători la cer din ăștia. Ar fi bine să nu-i deranjăm. Unul acolo și unul aici. Hai să o luăm pe căldirea asta din față. Mai e unul aici. Nu cred, cred că-i deranjăm. M-am deranjat. Da, am început urmărirea cu oamenii. S-ar putea să murim, că suntem leșinați, cum ar veni. Tu ai ceva de asta de... Am 6 bucăți. Ok. Oh, stai, avem și aici ceva în chestia asta. Cine mă alergă așa, mă, halul ăsta? Cine e atât de supărat în viață? Oh, păi dă-mă acum cu ăsta. Pleacă-mă, dă-te. L-ai trezit și pe ăla, Cristi? Am dat cu ăsta, că... Să scap de ei. Unde ești? Aici, mă duc spre clădirea asta. Uite aici. Sunt deasupra ta. O să urc mai sus aici. Și aici. Aici. Și noi trebuie să mergem la 200 de metri în stânga. Hai să și adunăm, bă, că suntem leșinați. Eu am luat-o cu ăla, glider. Poți să vii... Tu te mă trebuie de aici. Am băiat acolo. Am și aici băiat. Bă, ăștia cum au ajuns, mă, pe aici? A urcat, a? Da. Ce ne simțiți? N-aveați voie, bă! Nu! De ce nu te deschizi? Why are you not opening yourself? S-a... opit. Da, da, mai am aici în față niște băieți. Mă, sunt curios dacă trec pe lângă ăsta, așa? Dacă se trezești, nu. Dar pe unde te duci? Te duci pe partea cealaltă. Nu, mă, cât sunt aici, frate. Aici nu... nu arată bine. Unde sunt, mă, plantele astea? E zi, oare? Oare asta să fie problema? Dar tu te îndepărtezi. Uite-mă, la 53 de metri. Un țipător aici. Nu mă îndepărtez, sunt... Ești cu putare. Avem și un container aici. Sunt căutare, e aici undeva la 50 de metri în chestia asta, în zona asta. Acolo fi? În mâzg asta așa? Trebuie să le găsim, mușețări din asta de... A, uite-le, mă! Este o grămadă pe aici. Lasă-mă și pe mine, că vreau să iau planta aia, bă, nu știu ce are. Da, te las. Aici. Te las eu. Ia, aștept aici. Întotdeauna. Ia. A, dă și ăla cu chestie de-aia. Draci. Trebuie să-mi... Bă, da, mă lăsați și pe mine să-mi vădă treaba mea, mă. Thank you.
Ce mai avem noi de vindecat așa, n-avem nimic. Îți mai dau eu mă dacă e cam vreo 6 bucăți. Imunitate. Tras. Bă, mai am, avem timp, e lejer. Acum mi-am dat seama. Eu sunt în bază. Stai puțin. Mai după la băieți ăștia pe aici. Mai strigător la cer? Asta e ăla cu medicamentele lui? Da. Potolește. Uf. Băi, una mai întrebe, om. Terminați-vă cu prostiile. Asta, asta de aici întreb. Gata. Cine? E atât de rapid, mă! Băi, ține bunit! Ia stai puțin, că îmi zice eroare la YouTube. Ceea ce îmi place maxim. Stai puțin. YouTube nu primește suficient, nu știu ce. Imediat, după ce termin cu treaba asta. Urcăm și noi, mersi! Mersi! Hai mă că poți mă! Hai să ne concentrăm! Conexiune excelentă. Bravo, asta vrea să aud. Bă, ce se întâmplă, mă? Nu înțeleg. Nu mai pot să urc asta? Stai puțin, boss. Așa, mă. Trebuie să venim, da. Gata. A fost un pic de bătaie de cap cu
băieții acolo, dar s-a rezolvat treaba. Uite cum mă mișc încet. God damn renegades attacking the canteen now? Da. The PK's got your back, Pilgrim. Să ajungem. Să-i dau lui băiatul ăsta medicamentația. Să fie ajuns? Bine. Da, da, da. Acum. Acum. Îi dau. Ia. Trebuie să vii aici la mine. Că de ce să vin la tine, că eu trebuie să fiu aici. A, ești deja acolo? Bă, ce șarpe. La doctor. Hai, te aștept aici, la doctor. Am crezut că face figura asta. Ia, cu e în urmă? A, e cu ceva treabă în urmă. A, merge și așa. A, așa, Manu, aseară a fost un an invitat. Aha. Ochii din umbră. Nu, e și Wally pe zonă, dar nu, n-a luat jocul. Dar dacă îl ia și Wally, putem să băgăm toți trei. Da, dar nu știu pe unde te-ai dus, mă. Da, Manu, știu. Asta îmi place, adică... Stai puțin să-l ajut pe Cristi. A, stai că vin pe tine, vin pe tine, nu mai nevoie. Încoder, am zombie army, cum adică? L-am jucat cu 100 de ani când a fost. Salut! Salut, Dani! Salut, Robert! Salut, all! Știu, Manu, că știu că așa o arde. Și mi-a plăcut asta. Nu e pentru toată lumea. Dar... Am fost surprins să descoper că oamenii sunt foarte mulți care urmăresc. Și... Asta i-a spus vrăjitoare. She gave me herbs that might help. Da, mă, vrăjitoarea mi-a dat medicamentele, nebuno. That's superstition. Superstition. Witchcraft is a crime. Please. Just calm down. Da, mă, lasă-l mă să moară, mă. Dacă femeia are o problemă, lasă-l să moară, mă. I can give him an injection to stabilize him. But e nebun asta, mă. Did you tell her who the medicine was for? She killed his men. She should have hanged for that, but Jack Mack had Aethel burn her eyes out instead. What? Did you tell her? She'll have given you poison, I guarantee it. Aiden, give me the herbs, damn it. Cum e pe moarte, mă? Ce riscați? Da. Refuse to give for advice. Dă-i, mă, dă-i. Îi dau, nu? Băi, dă. Adică tu ai făcut aseară misiunea, cum ți s-a părut tantia aia? Bă, mi s-a părut că a trecut prin multe, era oarbă, a orbit-o cineva, i-a ars ochii. Păi asta e, ăsta i-a ars ochii, nu? Bă, nu cred că l-am... Am și bine mai devreme. Nu cred că i-am dat o travă, mă. Băi, ești nebun? L-am omorât, bă, Cristi. Ce? L-am omorât din cauza ta, frate. Victime colaterale. Dar nu e mort, stai liniștit să se trezește acum. Păi să-mi amintesc dacă mai trec o dată prin joc, să nu mă mai duc la vrăjitoarea, să nu mai am credere în ea. Ia zi, boss, zic că mai are puls. Oh, m-a omorât. Salut, salut, Tol. Salut. Bă. Ce faci? Stă la mormântare sau? Bă, l-am omorât pe ăla, mă. Da, bă, dar ne-a dat 1000 de bani. Ne-a dat bani că l-am omorât pe Gagiu? 1000 ne-a dat. Aoleu. Ce am făcut, Bobiță?
Eu m-am dus acolo să-l ajut, mă, pe ăsta. Asta era ideea. L-am ajutat să moară, poți să o iei și așa. E curmat suferit. Trebuia să ceri ajutor prin... Marius, târziu! Trebuia să ceri ajutor prin radio. Ai dreptate, bă, m-am grăbit aici. M-am gândit că e un side mission, am trecut foarte ușor peste aia, acum mă simt vinovat. Eu te-am întrebat. Aveam opțiunea asta. Ha, mă rog, în fine, asta da, da, e. Da, dacă nu mă înșel, aia a zis mai devreme că au acuzat-o mai de mult de vrăjitorie și i-a scos-o la ochii sau ceva, sau n-am citit eu bine. Ba da, ai citit bine, da. Da. Și nevastă s-a simțit-o bine, dar am zis că e nebună, am zis, e nebună asta, mă, dă-i mă medicamentul la om. Omul a luat medicamentul și și-a revenit de tot. Pe lumea aia altă. Trebuia să-i dau petalele mici. Mamă, crossfire, nici n-am fost... Mamă, ești nebun? Existau petale mici? What? Da, prima din dreapta, de sus. Bravo, bravo. Petalele eu mici. Eu am văzut, dar am zis să mergem all-in, frate. Nu cred, mă, că i-am dat petalele mari. What? Pe bune, mă? Mamă, suntem... Eu, pilaf. Că voi sunteți ok, că uite, aici am primit în chat, mi-au zis oamenii. Frate, petalele mici. Mai sus era, treia să cere ajutor prin radio. Crossfire, a zis. Și uite, și Crossfire știe. Crossfire. Hai să-mi bagi. Deci voi chiar știați de asta cu petalele mici. Am fost un fel de vrei să fii milion. Ai încercat, Crossfire, eu apreciez. Să-mi bagi ce acum văd. Ai zis. Nu. Cele mici, cele mici, petalele mici, mamă, deci cred că mai aveai puțin din avion, deci îmi trimiteai un avion din ăla. Cele mici, frate! L-am rezolvat și pe ăsta, Oli. Bă, da, aici îmi asum. N-am fost atent, am zis că e așa, secundar, whatever. Și am dat și petalele mari. Îmi cer mii de scuze. Dacă nu știați cum arată treaba când îi dai petalele mari, treaba arată așa. Asta e. I-a luat Mao. Deci, mă rog, pentru voi am făcut asta, că eu știam că trebuia. În fine. Poate doar doarme. Da, 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 exact. Poate doar doarme și o să-și revină. Hai că dacă mai stai pe lângă el și îl nu mai gata că gelești, nu mai. Nu mă, dar m-a luat în surprindere asta, nu cred că trebuie să fiu un pic atent. Deci l-am omorât pe... Tu ai fost la vrăjitoarea seară, tu ai vorbit cu ea. Bă, stai puțin, deci eu l-am omorât pe la... Mamă, mamă, mamă. Ăla cu care a colaborat. Nu cred, mă, mâncați, și că l-am omorât eu cu mâna mea acum, fără să-mi dau seama, ești nebun. Deci cu ăla am mers jumătate de joc și eu ziceam să merg cu el până la capăt. Dar nu l-ai omorât tu, că doctorul l-a omorât până la urmă, că i-ai dat ierburile de tot. Corect, mă, adevărat. Mă fac să mă simt mult mai bine, frate. Că da, e adevărat, eu am dat petalele doctorului. Că și ăla nebun i-a dat alea. De ce i-a dat? Că era doctor. Da, că el e doctor, da, corect. Bravo, mă, bravo. Deci nu e vina mea. Viața merge înainte, frate. Da, exact. Exact, Cătălin, asta mă gândesc și eu. Am făcut mai bine așa, ca să nu pierzi experiența de șoc. Da. Hai să fim atenți, frate, că... Ce-i jocul ăsta dacă nu te marca totuși de puțin? From the butcher and his men. Oh my God, trebuie să fiu un pic atent, că e clar. Ok. Mamă, ce bine, acum ai avut șupă. You have information for me. Yes, but before we get down to that, tell me, Aiden, what do you need this database for? What does it contain? Am nevoie pentru... Îi zic adevărul. Nu știu, da, frate. Da, da, zic, mă uit după surme. Bă, da, dar nu cunosc pe ăsta, mă, eu l-am... Mă rog, ne-a salvat acolo cu faza aia, când au venit... Acum spui o grămadă de semne de întrebare. Păi l-am omorât pe ăla din aur să mor. Deci... Încetează, nu l-ai omorât tu. Gata, nu caut zora, frățică. Fii atent. Waltz... Așa. And I want him to tell me where she is. Da. If she's still alive somewhere, or... Exact. That's why I was looking for the GRE command center. To access Waltz's database. Ia uite cum se uită ăsta la mine. So we have a common enemy. A, bun. Meaning? Deci avem același... Waltz, that's the butcher's right-hand man. He pumps his men full of inhibitors. We okay, can bun. Get them both. I brought you here because I know that are plan, GRE scientists are hiding out in the city. We picked up the trail of one of them right before the renegade attack. Sounds promising. When I find a scientist, we'll see what they know. If they're of no use, we'll find another.
and another until you get the answers you're looking for. Ah, trebuie să faci ceva și pentru asta. Why the former GRE in hiding? They're afraid of the wrath of the people. People angry because the GRE spread the infection. So it's true. The GRE brought in the virus. Who else? They say they performed experiments in their bases. They brought in containers from Haran at night, in secret from the government. And then everything collapsed. In revenge, people captured the scientists and hanged them from lampposts. And killed the only people who had a chance of finding a cure. There is no cure, and there never will be, Aiden. That's GRE propaganda. Ia să vedem ce vrea gagiul ăsta. What do you want in return? What do you think I want? Maybe the same thing both of us want? Adică? The city has electricity again. The renegades are on the attack. For the first time since the war ended, they attacked our outposts in the city center. But new possibilities have opened up for us as well. Thanks to the electricity, we can fire up the biggest antenna in the center, on the VNC tower spire. Wait, you want to defeat the Butcher using radio? In a way. The signal will let me reach a larger number of people. Communication between settlements will be improved. We'll enlist more recruits and defend the city. And then it will be easier to find the surviving GRE doctors you need. I'll do my part. Cum poți să fii sigur că mă ajuți ea? You'll help me after. You don't trust me, Aiden. I haven't been here. Da, am foarte mare încredere, ești nebun la cap, ești viața mea, ești. Pa, o minune ești. Napoleon așa. I promise I'll get Wolves for you. Mi-a promis, frate. Which makes me think you're looking for him too. Gata, m-ai convins. Okay. Amen. Good. The Butcher attacked for a reason. I want to make sure this city is safe. După ce și-a luat credit pe 30 de ani, o să plătească copiii, frate. Corect, corect, Cruz Flyer. Jocul la omoră nu e o, frate. Am mâinile curate. Go see her as soon as you can. Oh, and Aiden, you don't have to call me sir, to friends. Zim Gigi. Ah, Jack. Jack. Te-ai numit Napoleon. Ține minte, Jack. Jack. E panaramelor. Hai să luăm cumpărăm chestii de la chestii nebuneli, că n-am nimic. N-am, sunt uscat. Hai să văd dacă pot să fac niște bandaje, niște chestii. Nu pot să fac nimic. Am, mă. Vând tot și îmi cumpăr medicamente. Dar unde e ăla? De unde? Nu, nu te duci acolo. Uite aici. Ah, ok, ăla. Mamă, dar ce mamă, 104, uite cum o ard cu bănuții, bă. 1315, mamă. Dă-mi full. Vial. Ce mai avem aici? Full. Asta în electrice. Nu, frate. Asta. Ce mai avem? Swimming ăsta nu-l iau, nu dau banii pe prostii. Oricum mai am 305. Bun. Gata. Nu o armă nenorocită. Generare și imunitate și asta. Bun. Da, mă, eu. Pentru că sunt un nenorocit. Ce-ai luat? Mi-am luat un Yatagan de la mare. Și am chiar trebuie să adunăm chestii pe bune acum. Un bănuții, nu mai am nimic. Mă prostiam. Nimic bun. 31, avem ceva mai mare? 32.
Asta e heavy. 32. 34. Țeava asta. Țeava aia fac minuni. Bun. Să-i dăm drum. Deci, lucrăm cu Jack. Pe băiatul ăla l-am liniștit complet. Am nevoie de... Unde ești? O secundă. Oh, și asta e băută. Mă uit la privirea ei. E pe băveții veneală. O simt. Trebuie doar să vii cu tot trupul tău mai aproape de mine și treaba e rezolvată. Vedem ce zice și Gagica asta. Matt told me to see you. Yes, he wanted me to give you this. Bani. A little reward for helping us peacekeepers. A UV flashlight could come in handy. Ia uzi, mă. Thanks. He said something about a plan. Dar e bună asta, să știi. Now that the lights are on, we can use the TV antenna to broadcast our call. Ai una, dar asta e lanternă. UV. We need to get to the top. Merge mereu. And that's a long road. What do you want to know? Exact ce trebuie. Tell me more about this radio station on the tower. It's the tallest building in Villador. It was once a symbol of the city. Notificare pe mine. Now a symbol. Ți-ai pus notificare cu. How do you say that? Când zici, alo, Ciucubic. E bună. But anyone who goes up there trying to. E bună asta. La notificare. Alo, Ciucubic. Right. The city's potential. Ce avem noi aici? Is a death trap. We're hoping it's different this time. We're gonna light it up with UV lamps. Stina? N-am fost atent. What makes it so dangerous? Tell me more. Nest Tell inside, me more about it all. So we think. It's the biggest dark zone around. Once, Night Runners tried to take it over. Fantastic. They wanted to use the antenna to connect all the separate groups of survivors. Băi, fii atent că ne întâlnim cu Dea Grave aici. But they never even got close to the antenna. And in the end, stăm cam leșinați, zic. Wiped out. Am trei bandaje. Leșinați, îți dau eu, mă, frate. Știi cum sunt? Deci fie... Wait, wiped out? You mean every last Night Runner? That's the problem. Frank had it all carefully planned. But for his plan to have worked, he'd need everyone. All hands on deck. And that didn't happen? Not everyone believed in the plan. So there was a rift. Frank thought they'd come around in time, but nu da nici fier pe femeia asta, mă, fiate. De ce, mă? Cui e Beto? Cui e Mango? Ba, așa părea că era pe bună. Când stătea jos, stătea, era cu ochii în bălărie. Am și am observat. Cu handicapat, auzi. What happened to the group that refused to join the mission? Split up. Drifted apart. Whoever led the descent was branded a traitor. And the Night Runners faded into a shameful memory after that. We shouldn't waste time on the past. We need our heads in the game, here and now. And now. YouTube nu primește suficient conținut video pentru a asigura o transmisie în flux. Cum să nu primesc? Primește. Okay. Let's get going. Mi-a apărut tălare. They would be if Juan from supplies would just do his job for once. Nu știu, atunci YouTube-ul ăsta are senzația că... He's been playing hide and seek the last few days, and he's late. Getting on my nerves. E Manga, e Beto, mă. Da, așa părea, pe bune acum. Știu, Crossfire, că sunt foarte răi, dar o să merg cu ei până la capăt. De ce? Pentru că mă bate gândul să mai iau joc încă o dată de la un punct încolo și să merg numai cu ceilalți. Uite, mă, vezi? Ne-a dat bunătate. Dar cred că ne-a dat bunătatea asta pentru că, uite ce e aici. La asta se consumă. A, se consumă, bă. Nu. Ba da. Bun așa. Hai să mergem să vedem care e treaba. A, da, să reîncarc. E recharge. Trebuie să vii jos aici.
Intrasem până altar plouă, știu. 133. Gata, mă, și-a revenit. Mamă, dar ce delay am pe... Am pus delay-ul ăsta, că mă gândeam că mărește calitatea, dar... Nu știu ce să zic. Undeva la 20 de secunde, ceva de genul. Ați auzit voi greșit, mă, n-ați zis nimic. You don't appear to be. Urgent. The commander sent me. Oh, so my wee. Jacques sends you? Jacques? Jacques. Monsieur Reyna is not Jacques here. Matt. I can't take a message. French? No, are you from French? Are you from French, frate? Am zis chestia asta? Are you from French? Ieși afară. Vino înapoi. Ia mai zi-o dată. Anything else? Ce face Juan ca să se distreze? Juan for fun. What's he do for fun? Monsieur Reyna is well known as a connoisseur of the finest things in life. Food, drink, and pretty much anything that walks on two legs. Is he near any of these so-called finer things right now? Maybe I can drop in on him there. Nice try, but no. I won't say. Aici îmi dă strike. Muzica frumoasă din fundal. Juan is not particularly concerned with the religious feelings. Do come again. Strike! And the one? Hayden, getting settled in the city? Working on it. Myra and Jack sent me to supply. Ce dormitor matrimonial are astea? Not like any of the other PKs I've met. That might be because they're opa. Not PKs. Opa, Penelope. Business is their true faith. Direct. I see. Anyway, I can't track down their boss. Juan? He likes to make himself scarce. Probably lurking around the fisheye. The canteen? The slick bastard's even got his own table there. Bribed the cook to bring him off-menu goods. He lives like the fall never took. N-am, frate, n-am nici bani, n-am nimic. Da, place. Da bani pe urmă. I'll look for him there. Good luck finding him. And good luck if you do find him. Cum adică, mă? Nu, e greu de găsit Juan ăsta. Bă, dracu, pe cine mă ăla e? E greu de găsit doi. Mamă, muzica asta. Deci e biblioteca, mă. You! Yes, you! Come here! Nu mă, las. Lasă-mă. Du-te, mă, că până dai side mission ceva. Pang mi-e și-o învida, nu, Robin? Abi știe, fel și brocum vie game zone tahtu zoo, ia? Are probleme cu vederea, săracul. El nu vede unde e cana, bă. A dat mașina peste el și a rupt coloana, nu? Uite, mă, aici e cana, mă. Ia uite și ăla face. Și ăsta, face la mișto, mă. Face la mișto. Dă-mă și lui cana, mă, să o atingă. Că ăsta, săracul, e clar, ochelari. All day. Glasses all day. Ți-am dat și un heal. Nu e pe acolo, să știi. Mie mi-ai dat heal? Da. Ia. Unde ești, mă? Te dracu, mă. E în spate, nu, n-am venit să căutăm. Ce cauți aici? Alo. Să găsim mai. Uite, vezi? Aici, vină, vezi că se mai joacă de copii cu borcanul sau da, cu borcanul în partea asta, exact lângă aici, băiatul. Ăștia nu știu unii de alții, mă. La 6 ne vedem în centru aici și jucăm. Cât era? De aici. Aici. Uite și tu. Bă, vino mă încoace, mă, lasă. Da, mă, stai că m-am luat cu asta. Nu cred că e bine, nu e bine. Unde? Aici, bă, dar nu era greu, chiar era pe treptele principale. Când fuge așa, mi-amintește de Battlefield. Fuga asta, care e mai mult pe loc. Dar nu e valabil, da, când ieși afară.
Ceea ce e foarte bine. Asta așa. E și alunecoasă podeaua de-aia. Doar ce-au spălat-o ăștia. $400 Tatu, purișca, ți-ai luat? I-a tagat direct. Am văzut. Dar unde e aerisire din aia, că își vrea să merg glider? Aici. Da, dar vine-o din partea asta. Nu văd o aerisire ca să le legăm. Băi, mie parcurul mi se pare mai, mai șmecher decât în celălalt, ca idee. M-am tot gândit la... Nu. Mi se pare că e peste. Sporul mai bun în ăla, al mai fluid. Ia stai, stai, dă-te puțin în parte. Dă-te puțin. Mult mai fluid în ăla. Mi-e place mai mult în ăsta. Adică mi se pare că e mult mai complex. Nici nu folosesc toate funcțiile astea de... Avem o cutie, ne băgăm pe căutat sau mergem mai departe? Ce zici? Cum vrei. $20 undeva în spate aici. $16 Bă, ce are mă YouTube-ul ăsta? Îmi dă eroarea asta, mă disperă. Sper să sunt... 8. Înăuntru, cred. Sau deasupra. Da, e pe la intrarea vieții. Sau ori pe la intrarea din față, ori pe aici. Să încercăm pe aici, Cristi. De asta. Nu cred, mă, că am sărit pe gaura aia direct, nici n-am văzut-o. Da, periculos. Vino înapoi, nu muri. Ridi! Stai, mă, de trebuie lanterna aia. Cum facem? Cum mut pe lanterna aia? Stai, să vezi acum ce mă dă. În bază mă dă pe mine. Ia stai. Bă, m-a dat la obiectiv, hai că vin la tine. Vin la mine. Oh, ați urcat? Păi, stai mă, bă, nebunule, stai mă puțin. Cum m-au urcat ăștia?
Nu te pe asta, asta fugă, bă. What? Săracu, bă. În fel că-l omor pe ăsta aici. Uite-ți. L-am dat jocul peste cap. Am obosit. Am obosit și eu. Hai să ne agităm. Și uite așa, tăiem la el până nu mai e. Gata, Cristian, rezolvat. Cu puterea mea infinită. Mai e ceva jos să știu dacă intru sau nu. L-am omorât, ăsta e sus. Da, unde... Cum schimb pe lanterna aia, tu știi? Inventory. Da. Așa, backpack. Deci o avem aici la inventory, dar cum dracu o schimbăm? Ziua, da, am văzut acum. I-am văzut. Nu știu ce să zic cu lagul ăsta. La tine cum să vede... Ce zici tu, Cristi? Nu știu cum să o pun aici să... A, gata, gata. Apeși pe... Îți zice... Deci am găsit-o și zice că o poți echipa cu... Deci și eu am găsit-o. Dar nu pot să o echipez. Equip in the accessory. Quick slot. Da, da. Păi și cum dracu o echipez acolo? Aia e întrebarea mea. Un quick slot. Aici m-am brăiat un pic. De ce am făcut asta? Ah, ok, ok. Mulțam, Oli. Mulțam. Bă. Ai găsit-o? Băi, nu, nu, n-am găsit. Să aduce în inventory. Gata, trebuie să o echipezi. Inventorii te duci la... și o adaugi. Păi da, aia e întrebarea. Că cum adaug? O adaugi, pur și simplu. Cum adaugi grenade sau... Știi? Acolo e. Păi și unde o adaugi, Costi? Deci... U, inventory, da? Te duci, pe exemplu, la accesorii, da? Și ai... Apeși pe fereastra respectivă, una din ele, la care vrei să renunți, la bănuți gata, sau... Gata, gata, la bănuți, ce să... Gata. Oricum nu aveam prea multe, așa că chiar a venit la aici fix. Aici ajuns e ceva? A? Ce zici tu? E ceva jos aici? Ar trebui să fie. Cutia respective. Avem și aici o ușă, dar avem și aici o... Vreau să vedem cum funcționează asta. Ah, ok, ok. Partea alaltă nu-i deranjeam. Da, e unul aici, mai e unul aici. Ah, am crezut că te-o ocupi tu de... O să vedem aici. Mai jos? Nu?
nu? Asta cred că duce acolo. Ușa aici, mami. Da, asta duce acolo, da. Puteam să venim și pe aici, dar ca să nu ne mai întâlnim cu ea. Aici, în altă parte. Avem un băiat din ăla, deci hai să ne pregătim. Păi da, dar nu putem... Ai o grenadă? O să ne batem, de-aia zic. Îi dau? Da, am molotov. Dă molotovul jos. Și punem și lanternele. Iese acum, că uite, chiar în fața mea. Îl dau. O, sunt low, bă. Da, bă, dă-l drac. Am dat foc. Unde ești? A, mort. Ești și tu. Da, 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 nu mi-am dat seama, dar am intrat leșinat din start. Cred că suntem un pic nepregătiți pentru chestia asta. Zic mai așa ca idee. Dar ne-a dat iar la mama dracu, ne-a dat la misiune acum. Tu ești tot acolo. Păi cum, tu nu ți-ai dat... A? Nu sunt, nu mi-am dat, nu, acum i-a dat. Ah, trebuie să mai aștept un pic. De ce? Să fi venit eu. Acolo? Sau nu vrei să mai mergem acum? Nu știu, nu mai știu cum să ajung acolo. Păi da, ai, chestia, hai, rămânem la misiune aici. Era în fața acolo, dar trebuie să căutăm iar. Hai să mergem la misiune și dacă o găsim, încercăm din nou. Oricum ar trebui să... A, iar în barul ăsta, mă. Hai să vorbim cu Gagiu. Alo? Juan Rainer? You lost, man? We didn't call for a waiter. I've got orders to find you. From Meyer and the commander. Bă, dar și găsiu. And my name's... I know who you are, Aiden. After that bang up with the renegades, half the canteen wants to name their most precious offspring after you. Including Vinny here. But you interrupted our meal. State your purpose in one sentence, then please make yourself scarce. Am spus adina urmă, m-au trimis. You know well why I'm here. The UV lamps. Meyer says you owe the peacekeepers a delivery. And you think your barking will make an impression on me? The lummox in Chief Jack thinks he can scent his terrier, and everyone will wet themselves in terror. But what can I expect? He can't tell the difference between champagne and a crystal chalice. Or water from a dog's bowl. He hasn't an ounce of refinement. Isn't that right, Vinny? I don't know. Don't be afraid. It's not like Jack is gonna march in and have you hanged. Mă, dar de ce e obsesia asta pentru șarfe de astea și haine de astea de... Ah, Vinny. Evo mediu. When will you grow a spine? Ce-au găsit și ei, mă? Ăla din stânga e bine, Gagiu. Ăla e pe casual, da? Ăsta e și ăsta pe fogo. Și ăla merge cu un tricou peste bluză. Ce să luăm de aici? Juan for help. Să-l amenințăm, să-l rugăm de, pentru ajutor, să-l convingem. Eu l-am văzut... Stai așa, Juan e ăsta, nu? Da. Hai să-l amenințăm, că nu-mi place fața lui. Ai văzut cum a început? Nu știu, omul e dur. Nu s-a speriat. N-aș merge pe asta. Dă-i ce vrei tu. Am omorât un prieten, frate. Cât de rău putem să mai facem? Salut, Sobo. Salut. Nu, nu, n-am văzut easter egg-ul. Easter egg. Nu. Ce să luăm aici? Să-l amenințăm pe ăsta, să-l rugăm frumos? Sau... să-l convingem că merită să ne ajute. Aș merge pe asta, mă. Pentru că e pe interes. I could help you out as easily as I'm trying to help Matt. Înțelegi, prietene?
I've heard you were a pilgrim. Basic. But you're new here. Smashing the skulls of a few peasants doesn't mean everyone wants to lift you up on their backs. You have to be more subtle with people. Everyone has their own desire, their own price. Your pitch just isn't working for me quite yet. Try again. Mi-a dat peste mână, bă. Deci, ți-am zis să-l ameninț, să-l da, nu merg pe asta. Dacă... târziu. M-a luat, deci, și-a creat o părere greșită. Acum. Omul nu părea că e speriat, de-aia zic. Nu părea că e speriat. Tocmai de ăla meniți ca să-l sperii. Păi nu mă, dar nu-i speriat de ăla că-și trimite oamenii și să sperie că la meniți eu acum? Da? Unu? Adică asta zici... Eu mă gândesc că dacă îi cer ajutorul, o să-mi ceară ceva în schimb. Asta mă gândesc eu. Mă gândesc că îl pierd cu... Nu cred că ajungem la el, că nu mi se pare că e ușor de speriat. Zic. Atunci de eu. All right, listen. I'm just trying to help. I need those lamps. So the groveling and begging begin. Da, frate. Faci că mă umilești acum. You really need him? Or Jack? What'd he promise you? Look, you were supposed to deliver, and I was asked to make sure you do. And how do you expect to do that? Maybe bat your pretty eyelashes at me? I'm not saying you're not my type, because you are. But I need a reason to break Vinny's heart for someone else. So you have to try harder. Bă, e bulanul ăsta, mă. Okay. Da. Și e de ăla de-i place cu sadomaso. Amenință-l, futu-i morții. Nu-l ameninți, bă. Coborăm jos. Asta e, frate. Totul pentru joc. Like they used to say. Închidem ochii, ci cât de greu poate să fie. L-am pierdut, mă? Îi dau cu ceva în cap. Poate dacă mă ascultai. Lasă-mă că te-am mai ascultat și de altă cu l-am omorât pe ăla, ești nebun? Nu mai știu, Cristi, nu mai știu în cine să am încredere, frate. I'm the good guy. Da. Hai să mergem la aia, ne mai vrăjește și aia o oră. Hai să mergem la aia. Asta e. Lasă că ne întoarcem și-l omorând data viitoare. Mie nu se părea că e ușor de speriat ăsta, de-aia. Se părea că pierd. Păi lui îi plăcea cu d-astea, frate. Să-l ții de gât, să alea. Da, știu ce zici. Da. Hai, sus, e aici, tipa. Plăcea să-i dai două după cap. Unde ești, Cristi? Hai că nu e greu. Stai aici sus. Ai luat scările, mă? Bro, pur și simplu urcai și zar, frate. Folosește săriturile, mă. Nu, m-am dus pe... Ia uite-l. Cristi, ia-le-i! Îmi place. Cristi, ia-le-i! Așa, mă. Ia uite. Altceva. Altceva, tată. Let me guess. He scarfed down five horses and had a hot young woman on his side. A young man. Endgame spune că oricum îl pierde. He's a piece of work, all right. Well, I need him to get back. Exact, mă gândeam la asta. Jack needs UV lamps and wants. Deci n-am gândit rău, ci că oricum ne refuza. Ca idee. Azi Endgame în chat. Că ne refuza oricum, deci. He has his own men and power base and he loves rubbing Jack's nose in that. Cum ar fi să fie episod cu zombi? Am avut ceva asemănător la un moment dat. Uite ce armă are gagica. Poate nu o dă și nouă. Asta mă gândeam și Ai pus capcan aici. I heard of an old Polish guy who lived in a penthouse by Liberation Passage. They say he was an art collector. You can try his place. Hai să-l găsim pe ăla. You can only get there by a paraglider.
That's why there's a chance something is left. I'll be on the radio and guide you to him. What about you, huh? Auzi, trebuie să folosim paraglider-ul. A party. Para, ha. Da, aia zic. But you never know when a guest list will overlap with a hit list. Why don't you come and have a drink with us when you're done with one? I don't think Daniel likes me. Aha, băutură mă stă capul, bă. Ce să faci, mă, pe vremea asta, mă, tu nu vezi? Lumea se duce de râpă și... S-a dus de râpă. Asta e după ce s-a dus de râpă. E pa, de mult. E al doilea virus. Ce-i să gândesc, mă, la... Păi ce poți să faci? Bravo, mă, păi nu tu nu te-ai accidentat și weekendul trecut? Aia zic. Ești ca ala care se lasă de fumat și se apucă și le ține polologie. Bă, fraților, nu face bine fumatul. E ăla, știi? Care a reușit să lase, ceea ce e foarte tare pentru el, dar îi omoară pe ceilalți acum. Bă, nu e bine pentru voi, voi v-ați gândit la sănătatea voastră. Frate, știu, știu și ei. Mai trebuie să le spui. Mă gândesc să urcăm... Urcăm de la nenorocit. Ha? M-am lovit cu rom de la, de la am consumat noi. Păi n-ai băut vodka? Băut și de la. Ai băut și și... De vezi, de asta e chestia ciudată la tine, că e și turbat pe astea. Nu știi. Era suficient romul ăla de... De ne-a dat, de ne-a julit. De fapt... Hai mă, că nu ne-a julit. Nu, 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 nu ne-a julit. Chiar a fost super, super gageu. Greșesc acum. Parcă prima oară a fost, mă. Prima oară, da. A doua oară a fost... Am un trader aici, mă. Ce pot să-ți mai dau și ție, frățic? 300, dă și mie, te rog. Dă și mie niște bani. Ăsta are o armă bună. Da. Dacă n-ai bani, te uiți doar. Te uiți și mergi mai departe și... Bă, dar te-ai dus? Da. Nu înțeleg, frate, nu înțeleg, mă, de ce ia lui jumătate de oră să deschidă ăla? Câteodată. Oh, și mă enervează butonul ăsta zi. De ce? Ăsta meu, păi nu avem voie să cad acolo. Ajunge? Aș vrea să ajung, uite, acolo. Aici, exact. Era culmea să fie zombie aici la etajul ăsta. Era culmea. Ceva bunătăți, că am nevoie de ceva bunătăți, dacă se poate. Hai de capul meu. Imediat ajung și eu, dar mai umblu un pic pe aici. Trebuie să mai adun chestii pe drum, că suntem vai de mama noastră. Suntem pilaf. Aspirină. Și... Băi, ce bine că mi-am deblocat asta, ce m-a ajutat acum. Enorm. Ce? Chestia aia, să merg pe pereți. Asta a fost? Ușa închisă. Serios?
Oh. Nu vreau să cobor. Nu mai știu nici unde era camera aia. Al meu s-a blocat aici, mă. Nu cred, mă. Cum trafi, mă, asta, mă, la jocul ăsta. Bă, du-te, bă, de aici. Aaaa, unde trebuie să mergem? Ce zice Endgame? Că e un bug de ăsta, aruncăm o chestie jos și dacă o luăm amândoi. În același timp se pune la amândoi. Aha. Bun asta, bun de știut. Stai că... Încolo de să mergem, ok. How's it going? You there yet? Not yet. I've reached the building, but... How did you say I should get to the top? Use a vent. There should be one on the roof. De ce mă că am trecut pe... M-a ridicat ăsta. Eu am ajuns aici. A? Am ajuns aici. Acum vin și eu. Luan, there's nothing left in here. Daniel said it's a virgin spot. Keep looking. Poți mă vezi de aia oare? A, nu, dar poți să sar pe asta. Luan, I think I found his stash. A helicopter was coming for this guy. What? They sent everything to the roof. I'm headed there to look. You're on the stage. Good luck. Okay. Ce mai am punct? Reach the roof. Stai că zic, eu mai adun din clădirea asta, că suntem o secetă, așa. Ba, mai am luat și eu una alta. Și eu. Ok, dar care e roof? Că sunt pe roof. Bine, Cristi, să așa. Acolo? Uite acolo pe aia de scrie vână că trebuie să ajungem pe aici. Mă văd. Unde ești? Aici, pe clădirea asta, încerc să ajung sus. Cred că sunt pe aia care trebuie, da. A, da mă, că aici, la mine trebuie să vii. Imediat, da. Am găsit.
staționat cu asta pe scaun aici și a așteptat elicopterul cu bagaje lângă el până... ...până s-a transformat în Tutankhamon. Nu a deranjat pe la scaunul, din greșeală am aruncat, bro. Ok. O sticlă de ceva lângă el. A votat. Ce să aștepte? La soarele alea? E un pic bronzat. Nu știu cum să ajung sus. Vin eu, stiu. Bă, nu cred. What? N-a sărit pe aia? Bă, dar unde ești? A, tu ești mult mai jos. Da. Am adunat chestia, am încercat. Trebuie să fie niște bare de alea. Nu, stai că uite nu uite aici, Costi. Trebuie să vii aici la barele astea. Trebuie să te duci la chestia aia de aer de acolo, că altfel n-ai cum să urci. Chestia de aer de acolo? Uită-te în spatele tău. Așa. În fața aia de aer pe bloc, care te ridică. A, gata, am văzut. Și cu aia vii exact deasupra ta, da, aici. Da, da, da. Gata-te. Mă disperă. Mă, niște băieți acolo, am zis să nu intrăm. Aici sus. Aici mai sunt niște chestii. Asta le caut. Și mă găsești on the roof. La băiatul ăsta pe scaun aici stau și beau o bere. Aici. Bă, dar de ce? Ne învârtim? Ce aștepta băiatul ăsta? Elicopterul. Ah, fuck. There aren't any paintings left. Bagajele, everything's been destroyed. Luan? Found our collector, but no sign of his collection. Luan? Hey, you there? Jesus, Aiden. 3000 de trofee de zombie. What? Okay, quick thing. Nothing here except for a bottle of whiskey and și tot asta cu bandajele îți dau full viață. Trebuie să folosesc 3 deocamdată. N-am făcut upgrade. Dar nici n-am prea strâns. Bănuiesc că lutați la greu. So he's still in the canteen? I saw him leaving. Seemed to be heading back to the ship. Probably to his quarters. Abia acum am început din nou să... Că am uitat să facem asta. That vodka, Danier is a big fan. If you're planning to drop by, which you probably aren't. But if you really want to get to know this city, this is the way. Just saying. Trebuie să-i dăm lui sticlă, mă? Da. Gata. Ți-ai luat și tu iatagan.
Îl aveam. Trebuie să schimb pe ceva mai aici. Și trebuie să mergem la 370 sau să mergem aici? Nu, hai să nu vorbim cu Juan. Hai să mergem la 2. Păi dacă am la sticlă... sau nu știu. De fapt, pentru... stai puțin că n-am citit. Sticla era pentru Juan sau... Nu, nu, nu era pentru Juan. Era pentru... Atunci hai la 2. Ia. S-a blocat. Ce are? Ah, fuck, stai, hai că pot, pot. Păi, dar nu înțeleg, mă, de ce mi se duce stamina când zbur cu ăsta. Asta, treaba asta nu înțeleg. Stai. Nu știu, asta e într-adevăr, citesc că ori altitudinea, ori... Mai avem ceva? Mai avem rugurile, vă risire ceva pe mea? Aia de acolo... Și aia de acolo. Aia. Nu. Pare... Power will change things completely. We can live safely in the powered areas. I don't want to talk to you. I don't want to talk to you. Interesant. Hai mă, pe bune. Ce dracu, am ajuns fix. Da? Aici, că trebuie să ajungem la 120 de metri în față. Așa nu știu dacă sunt prietenii noștri neapărat. Ba da. Da? Ba, nu. Am închis, da, am uitat. Are să stai niște probleme, nu vreau să dorm. Happy birthday, Daniel. Oh. Salut, Bimboy. Come after all. Here, a little something to celebrate another year on the planet. What do you want from me, guys? No problem. What do you need? What do you need? Why the gift all of a sudden? But the one said it's your birthday, so I thought you. L-am lovit la lingurică pe băiat. Am auzit că e ziua ta și... Yeah, okay, listen. Happy birthday. Lost the bet. But at least I have something to cheer me up. What bet? Never mind. Lavon is at the bar. Asta e barul? Chiar. Cristi? Asta. Aiden!
You came! You invited me. Didn't you want me here? Let me get a bottle so you can catch up with us. Da, și mie mi s-ar părea o prostie să ne izoleze la final să vrească să facem separat. Aia nici mie nu. Am zis, din unul nu mi-au plăcut ultimele... ultimul capitol. Fix. 5% din joc. Finalul. So, you made it. Ăsta e ăla de jetul că seamănă cu fratele lui Sofia. Din avion. Și dacă e întors cu spatele. De la 200 de metri, dacă e întors cu spatele, seamănă perfect. Și așa nu seamănă. N-are mă nicio treabă. Du-te ud aici. Iarăși bem o travă cu ăștia. No, Luan, we weren't. Come on. I'm out. Yeah, count me out. Too drunk already. A bunch of losers. Aiden, are you playing? Deci dai seama că jucăm. Nici mai întreb ce joc. Ok, let's normal. All in. Man, rules are simple. Mă, cam bețivă asta. Answer an awfully personal question about yourself, or you must perform the dare. Atrus. Ok, so if I don't want to answer the question, zi-mă adevăr sau provocare pe timpul zombilor. We decide whether it's a truth or dare. If you don't do as you're told, ce ne-fi trebuit nouă jocul ăsta, mă, acum, am mâna. Îmi ziceam nu. Slept with anyone in Villador? Opa! Opa, opa, Penelopa! Nu-i zic adevărul. And I'll drink. What? What? Hiding, Aiden? Frate, n-am stat degeaba, înțelegi? Adică, mă rog, n-am arătat partea asta în stream, că... Na? Shut up, Ro. Da... You, Aiden. Drink, my friend. Okay, your turn. I want to hear you play. Fuck off. Wait, what do you mean I'll drink. Forget about it. You play an instrument. Never mind. I drank. Moving on. Trompetă. She used to play the ukulele. Bă, nu cred, bă. Guys, moving on. You play for Ro, and I dare you to ask Ro to sing. It's awful. Ia, mă, hai să vedem cât de grav e. Let's hear those pipes, Ro. Ia. You asked for it. Bagă tot. You're my ragamuffin. You might think I'm tough and all, but I always have a ball. E bine, mă. Jazz, ăsta e jazz. E bine, mă. Just a silly name. Păcat, păcat de el, bă, că era tânăr. Ăsta, că era talentat. Good lord, shoot me, shoot me. E hater, e hater, Luan e hater. Wow, man, that was something. Okay, enough of this. Anything you want to ask the master assassin here? I always wondered about that hit list. Shut up, bro. It's not your turn. Nu mă interesează aia cu lista, o știu. A zis că are o listă și... What did you do? Ooh, tough one. I did anything I had to in order to survive. All right, like what? That's another question. Drink. No, he's just making you answer the first one. Who cares what he asked? It started way before that. When I escaped from Waltz, Frank helped me. He showed me that there's something else I can do with all my anger. Back then, I thought I'd join them. Be a night runner someday. Who was I kidding? They were wiped out at the VNC tower. Salut, salut. Frank lost almost everyone. Rascal. Night runners fell. Frank started to drink. Ah, mișto. Gave up on life. Nu, mâine nu o să fac live, că o să fiu pe filmare. Dar la următorul live poate îmi zici și mie dacă te-au prins. I'm not a night runner. Ești curios. But at least I have my list. Deci, ai dat vreo probă? Adică ai dat proba, nu? Asta era ideea. Good night. Did I ask the wrong question? That's the beauty of this game, Pilgrim. Sooner or later,
You get to the wrong question. I'll see you soon, I guess. S-a spart gașca, am întrebat, am pus întrebarea greșită. Bun, trebuie să vorbim cu ăsta. Gajo, here you are. Thank you. Thank you for the vodka. Thank you. Let's drink. For me and another year in this shithole. You're not the worst, you know. Nu îmi dau seama ce e ăsta. Ce accent are ăsta? It just means there are worse assholes and that I'm drunk. Where's Levan? Colombian ceva? No, nu e, nu e colombian. Așa am zis eu, Mexic, dar nu. Wrong question about her life after escaping from Waltz. Gajo, gajo. Vorbesc un pic aia din Far Cry 6, ăsta. Thinking about the past. Listen, and I'm not telling you this because I like you. I don't even fucking know why I am telling you this. But never ask Levan about her past. You get it? Good. Now get lost. It's my birthday. Da, 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 te-au pus să mimezi, să fredonezi interpretarea fabulei, nu? Da, deci ai dat examen în toată regula. Parcă de la un ATC, exact, da. Să-mi zici și mie când apar pe live. Cred că sâmbătă o să mai fac. Sau vineri seara. Vineri sau sâmbătă. Să-mi zici când ce faci. Aici. Păi n-avem altă variantă. Trebuie să mergem la Gagiu să mai încercăm o dată. Hai. Container aici, undeva. Unde? La mine aici. Bine. Și ar trebui să-l luăm. E în spate, să știi. Oh, Nightfall. E belită. Da. E aici? E din ăsta, mă. E clădire din aia de... plină de... E de-aia nasoală? E chiar aici, e o clădire al ăsta. Ce faci? Mergem la misiune. Ține parte cealaltă. E aici, în clădirea asta, vezi? Păi știu, dar cum dracu. Îl lăsăm.
Hai să facem și tu. Câte să mergem la boul ăla și să vorbim cu el din nou. You won't do better elsewhere. Okay? I love doing business with customers like you. Mă omoară când am 5 trofee ca să fac upgrade. Developed a taste for human flesh. Yeah, was this for? Iarăși la băiat. Freddy, jocul e foarte șmecher. Asta, îmi place jocul. Opa. He is a snack, isn't he, dear? Care to join? E foarte șmecher jocul. Chiar e. No, se pare că merită bonuții. Oh, if I embarrassed you. I'm sorry, I do have that effect on people. I'll wait for you, but make it quick. I must admit, I admire your persistence. Almost curious what you do after I send you packing, yet again. You'll regret it. Opa.
16-year-old Highland single malt. Bottled the year before the pandemic broke out. I've read that one barrel of this stuff sold at auction for over $500,000. What a sublime present. Handsome. What can I say? You broke down my defenses. So, you're still after those lamps. Did Matt tell you why he wanted them? Why he really wanted them? Yeah, to take control of the TV tower. Wait, he's serious? Is he crazy? Nobody tried that for over a decade. So I guess it's dangerous. That's what the lamps are for. But lamps need electricity to run. The last I heard, the juice ain't flowing there. People have tried to take it without power. Heroes and fools alike. All ended up as volatile snacks. That's Matt's problem. What do you care? I care because something's not right. Can't you sense that as well, Aiden? Matt wants to prepare to defend the city from the Butcher's coming attack. So, we should start building him a monument, right? Only problem? The Butcher isn't planning any attack. How do you know? I have my spies. Among the renegades as well. Since the end of the war, we have occupied the city center. While the Colonel squats in the dam. One push of a lever, and half the city will find itself under toxic water. The Colonel is not stupid. He knows war would be the end of everything. So why did the Butcher attack the canteen? That's in the city center. Good question. Maybe it wasn't the Colonel who gave the order. Something more is going on. It's something we don't yet understand. What about the UV lamps? Why does he want them, then? Jack is hiding something. For a while now, he's been ordering way more lamps than he could possibly need. And then some of those lamps always disappear. No accounting for them once we deliver. Why would Jack skim UV lamps? And here, friend, the mystery takes flight. Jack never got over the fact that he didn't defeat the Butcher back when he had the chance, years ago. He knew that if he attacked the dam, the Colonel would close the floodgates. And the rising water levels would push the chemicals up out of the ground, burning through everything that lives in the city. It's been a stalemate for over 10 years, each waiting for the other to make a move. But then, someone turned the power on and something changed. And the renegades attack the canteen. I'm not here for my health, Juan. I need the lamps to... To find out what happened to your sister. Right, Aiden? I told you I got my spies. Might be able to find something out about Waltz and your sister. Specifically about the GRE scientist you and Matt are trying to contact. I'd even say with my resources I can find this person faster than Matt. I actually doubt he's able to find them at all. Haide, cabrão, mas ce fac cu asta? Ce faci? Îl ajutăm? Nu-l ajutăm? Nu poate ajuta asta pe bune? Deja știa că o caut pe soră mea. Voi ce ziceți? Dar rapid. E cu delay. O mira să dea și... Bă, eu cred că eu l-aș ajuta, bă. Timp. Da, poate ne dă ceva. Aș. Smart man, Aiden. Da. Barely in town a minute and you picked the right side already. I'll give you the lamps.
That'll keep Matt from getting suspicious. Okay. But then, go to the cathedral. There's a guy hiding out there. Total nut job, but a tech savant. Get him to fix this old piece of spy tech. If we get it working, we can bug the transmitter Jack wants to place on top of the VNC spire. Have him do his thing. By tapping Matt's comms, we'll find out what he's doing with the extra lamps. And knowing's half the battle, kiddo. Am zis să merg cu varianta asta. Hai, am senzația că putem să ne ajutăm. Exact la modul ăsta. E clar că gagiul ăsta nu-i de încredere, dar... dar poate, știi cum e. Poate. Trebuie să mă uit la... 46... Aceeași... Așa tot. Zici că îmi dă țeapă asta? Nu știu. Dar așa lucrez pe două planuri. Ăla îi dau și lămpile lui ăla. Deci l-am rezolvat. Treaba merge și cu băiatul ăla mai departe. Și poate iese combinație și cu ăsta. Dacă nu, nu. Joc la două capete. Cosmin, bună seara. Probabil când dă țeapă. Da, aia e. Ce fac, mă? Mă învârt în cerc aici? Cristi, vii? Imediat, hai. Păi stai, mă, că eu vreau să mai vând niște chestii. Nu, vreau să mai vând. Stai o secundă, stai acolo, că mă întorc. Heard some of the butcher's men have developed a taste for human flesh. Uite aici. Eu vreau să mai vând niște arme, dar pe ăsta să mai fac rost de bani. Here already. Ești pe zona, Cristi? Stai aici, afară. Acum vin și eu după ce alerg un pic în slow motion. Bună seara, bună seara! Dimension. Deci, așa m-am gândit eu. M-am gândit că e mai bine să merg la două capete, deși s-ar putea să mi-o fur. Decât să
stau într-o singură chestie. Poate... Stai, unde te sunt? 700 încolo. Ai deja noapte? Da. Mm-hmm. Chiar miezul nopții, ca să zic așa. Îl luăm încolo. Bă, da, știi ce nu mai e în ăsta? În orașul ăsta? Înainte găseam foarte ușor miere și chestii, plante în partea cealaltă. Da. Aici nu mai așa. Bă, și când dracu ne dă și nouă grappling cu colamos în ba picior? Ce facem? Facem cu ăsta, cu flying. Ce-ai făcut? Te-ai dus până jos? Mhm. De ce? Așa mi-a plăcut mie, să văd cum... A, înțeles. Hai să luăm așa. Luan, Luan sent me on an errand into the cathedral. Is there anything I should know about? Not much. Just that people say it's haunted. Haunted? Aer. By what? A ghost? De parcă n-ar fi totul bun tu faci. Anyway, the cathedral's been locked up for years, but there's scaffolding around it. You can probably use that to climb to a window and get inside. Still sure you want to run errands for Juan? Might as well. Can't fire him. Suit yourself, big boy. Sit by the campfire. The invisible campfire. Gata, m-am prins. Ceva bunătăți, mă, nu prea mă, nu prea mă deloc. Uite-mi. Uite aici, Cristi, dacă îți trebuie. Stai că îmi dau de 2 terminale, știi. Nu mai vin. Am înțeles. La modul ăla sunt. Ce vreau asta? Am ajutat? Uite, am făcut un shelter aici, dacă te interesează. Am găsit și miere aici, frate. Și mușețel. Dacă vrei să vii aici la mine. Vine acum, stai în sfârșit. Putem să stăm să treacă noapte aici, dacă vrei, dacă nu mergem așa. Așa putem, că indicat. Că dacă tot ai zis că e bântuită treaba. Ai, măcar să fie bântuit pe zi. Da, exact. Deci tu... A, acolo, da, te-am văzut. Bă. Mă disperă, bă. Uite chestiile astea. Ce? Deci aici e o cameră sub, dar nu pot intra în ea. Te doare capul, frate. Așa, pe aici urc sus, nu? Porcărie. Ce? Chestia asta cu camerele și cu... Îți mai pune și o ușă în față care nici nu zice, e închisă sau... Da, hai să ne... Asta să văd dacă ia somn. Da. O instant, era rupt de obostire și două noapte.
S-a transformat la mine, nu știu care era treaba. Nu, a avut o tentativă, bine că s-a culcat. Aia zic, s-a culcat, a trecut beția. Hai să mergem acilișa. Ce zici, trecem, mă? Dacă arunc gliderul de aici? Ia. Unde? Sunt curios dacă trece. N-ajungem. Ha? Ajungem, bravo. Ce ai făcut, l-am urât pe ăsta? De ce? Ce-i cu băiatul ăsta? Faci un pic eu și asta, scai, scuze. O, ce de chestie avea băiatul ăla pe el. Ce de bunătăți. Sus trebuie să mergem? Păi încolo, 300 de metri. 300 de metri, de asta e că am crezut că suntem mai aproape, da. Trebuie să fac și safe house-ul ăsta, așa ar fi frumos. Vrei să faci sau ce să... Azi băieți din aici, hai să mergem la misiune. Aș putea, da. A, gata, mă, suntem la catedrală. Le vedem și noi dacă e bântuită, că tot a zis. Good. Mulți pe jos pe aici. Ha? Mulți ăștia pe jos. Asta era, nu? Aici e catedrala. Da. 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 Doi de metri. Bine, să găsim aici, să ajungem. Just. Aici?
Welcome, stranger. This is where your journey ends. None have left alive. Sometimes I wonder what you feel. Primitive beings, thieves, overcome with greed, surrounded by wonders you can't comprehend. And then I get bored of wondering. What the fuck happened here? Hey, you there? Hello. My name's Aiden. I just want to talk. Vi, Kristi? Vänta. Det är ju så folosim. Eu vi o caçador. Viu? Da că plinește de bunătăți aici. Aude ceva în spate la poarta aia acolo. Da, da, da. Eu zic eu ce facem noi și două butelii din astea cu noi, că nu știi niciodată când ai nevoie de gaz. Păi nu, că o să deschidem ușa și o să ne dea înapoi, spun eu. Aici o să fie, o să se dea mare bătălie. Ok. Mă crezi? Cred. Ia uși ce bate la un cred, cred, frat. Ia. Du-te deschidă tu, că pe mine mă bufnește lui. Du-te deschidă tu. Stai puțin că n-am aici. Mă întorc, mă întorc în chat imediat. Stai puțin că am aici ceva. Ia, ia. Dar dă-te mă în spate dacă mi-e scola de să nu mai înțelegea ce mi-e scola. Ce micuțu? E urât rău, bă. Săgeată. Să-l orbesc cu săgeata mea puternică. Ăsta vorbește, bă, fii atent. Stai tu, a venit deja la mine, băiat. Da, pe de tine îi place, mi-a zis. Stai mă puțin. Nu trebuie să fac asta. I-am dat o butelie. Un puțin, că vreau și eu să... Parcă aveți ceva din mă... Îl face în repede. N-au nimic, bă, n-au nimic. Oh, stai cu minte, nu arunca cu alea în mine. Nu, cu o butelie. Mi-a dat de majulit. Trebuie să-l învârtim pe după stâmpi ăștia. Nu mai bine, stăm bine. Încă o dată. Stai. E mort. Stau cu ei. The fuck's going on here? Oh, am luat ceva calm. Da. Îmi vin alții. Cine? Uite, dă-stea rapid, ia-te. Îi dau subit. No, săracul s-a împiedicat să-l vii la cap singur, bă. Hai să mergem cu Sam. Stai puțin. Stai să ne bandajăm un pic. Zic. Ia, ce mai ziceți voi? Așa, probabil că zic așa, bună seara, așa am zis. Vezi că-ți dau eu, serios. Dai tu când termin. Da, așa am zis că fac asta. Ai jucat primul joc. Păi și eu am jucat și primul joc. Vezi că sunt medicine pe aici, pe jos.
Da, imediat. Tenis mai încolo grappling hook. Așa. Trebuie okay. Să fie mai repede că... Mă... Stai un puțin, unde ești tu? A, te-ai întors înapoi? Păi m-am întors că trebuie să vii cu mine acolo. Și am să mai iau și eu câte una alta după aici. Foarte bine te-ai gândit. Îmi place sunetul ăsta. Maxim. La mine? Ha? La mine? Nu-mi place sunetul ăsta când dai Q. Curious. La țigara mea. Like a beetle, ignorant of the foot above. Hey, I got a job for you. And I got a surprise for you. Da, asta nu e cum sănătos la cap, aia e problema. Nu că nu vrea să ne ajute. Omul stătea aici cu monstrul ăla, frumos. Cables. Nu poți intra copilului. Da, să o prind curent. Aici, la mine, aici, la mine, Costi. Am văzut ceva pe aici. Hey, can you hear me? Atent că mai găsim unătăți. Ești disperat după țigări? Sunt disperat după orice, frate. Vreau să vând, să facem bani grămadă, să ne deschidem propria afacere. Stai puțin. Ce joc joci tu, bro? Ce joc? De când ai schimbat pe... Poți să deschizi și asta? Așa, bun. Acum putem să mergem mai departe. Să închidem cablul ăsta de curent. I have a job for you. Come on, man. Nu, ăsta roșu. Da. Am și o cutie aici, vezi? Mama n-a fost rău. Dar e lockpick hard. Nu fi porc. Da. Uite, mai am și una aici. Oh, vezi că... Hey! You! Where are you? În fața ta. Damn you! Și mai avem una. Da, o să mă... Am deschis-o pe asta. Vezi că am deschis-o și pe asta. Unde era aia? Am pierdut-o, să-mi bag piciorul. Aba, da, am zis. Oh, mai e încă unul. Băi, ești nebun? Atât de aproape, mă? Ăsta stătea aici și nu ce nu. Eu m-am lăsat să-mi fac treaba, om. Am deschis-o și pe asta. Am și luat. Bun, unde e cablul? Ce trebuie să fac la... Follow the cable to main power supply. Gata, trebuie să fie aici. Aici. Nu mă, mergi pe-un păscare, mă nebună. Ia uite-l pe ăsta ce facem. Ce-a făcut ăsta în meu, mă? N-am. Dă-te jos, mergi pe scară. E o scară aici, Paros. S-a agățat el. Imediat, s-a agățat de chestii. Hai, curent. Și acum vie ce la mine?
Deci, de când îmi doream eu ca într-un joc de ăsta cu parcurs să mă găsesc de o lustră. Dar nu mai, hai să ne întoarcem acum. Pentru că acum sărim pe cealaltă. I need your help. You broke into my home. You killed Lito. What else do you want? Oh, am căzut. Și eu, și eu nu mă întreba, că nu-mi dau seama. Dar înapoi în partea asta un pic. Ce e aici? Aici în spate. Dar trebuie să vii sus aici, Costi. Da, da, stai puțin că nu știu cum am făcut de am ajuns aici. Adică am căzut, asta e clar, da. La mine aici. E... Mai găsesc cu cutie ceva, dar nu, nu mai găsesc. Bă, da, s-a asigurat ăsta de curent, bă, nenorocitul. A băgat în toate prizele posibile. Listen to me, you nutcase! Why must you bother me? Leave me alone, you hear? Stai puțin, că nu știu cum... nu mai știu cum urc. Păi uite aici, scară. Unde ești tu? Aici am venit pe cablul ăsta. Stai puțin, că mai găsit ceva bunătat aici și vrea să o iau. Ia uite ce patinează ăla acolo. E ceva... am găsit ceva. Asta am nevoie de aia. Cristal. Să mișcă pe aici, zici că e flash. Da, da, da. Adică nimic. Este o grămadă chestii bună aici. Trebuie mă, acum, na, trebuie să le luăm și pe astea.
Bun. Firul, cablu, vieții. Aici. Mers aici. Eu știu, pe scară, ca omul. Așa. Gata. Ce să fac? Uite aici. Nu știu dacă e grafica iurea sau... Așa. Și unde am căzut eu? Aici. Bam. Ia mă. Așa mă dat. Să nu-mi caz. Scos ăsta, aici ceva, bucuria copiilor, ceva, nimic. Nimic. Cash? Stai puțin. Unde ești, Cristian? Acum sunt aici, doamnă. Te uiți după săritură, nu? Da. Dar sincer mă depășesc un pic. Cred că nu e pe acolo, Cred că e pe aici, Cristi. Așa mă gândesc. Acum nu știu, s-ar putea să fie greșit. Ceva. Vip. Ok. Da, pe aici era. Iar container, păi nu... Da, știu. Unde? 45 de metri. Hai să ar tu că prea... Să scutura lustre. Cam ăsta ar trebui să fie ultimul. Da. E în dreapta aici. 35 de metri, ne ducem și pe... Dă-i pe față, dă-te pe față. Dă-te pe zipline. N-am văzut. Hai să mergem, că e panică aici. De ce? Nu mă spune, nu știu. A, să mă mai facem. Vă punem-o? Hai, vezi. Ești mort, scuze. Săracu are și-l dreptat. Stai că îl curățam pe colegul tău. Ia uite ăsta, mi-am dat la picioare. Bă, du-te. Nu pot să-l atac pe ăsta. Nu pot să-l atac pe ăsta. Ce? Săracu. Asta am făcut curățenie, am luat tot. Hai să mergem. Uite, pe ăștia ne-am curățat. Dați-mi bunătățile, vă rog eu frumos. Am nevoie. Scara. Aici, în colț. Nu vrea, mă, din săritură nu vrea. Deci noi vrem să ne ajută asta, n-am înțeles, să-l... Bă, de când suntem aici, am și uitat ce vrem de la el, de fapt. Am văzut că i-am spus asta. Ia să intrăm și aici, că poate. Da, aici e. Containerul? Da. Bun, așa, mă. Nice, finally. Asta se curățe în șase, dacă e, nu știu să... Suntem disperați, pă... Nu, deci nu putem să ne abținem, frate, deci rom tot. Nu cred că am inventory full.
Ok, stai puțin că vreau să-mi fac multe, multe bunătăți. Asta avem nevoie. Așa, hai să facem și un... Așa, aici nu, nu știu câte am. Nu. Da. Asta da. Asta e obosită un pic. Bună, Veronica, Baros, salut! Cum e, bă, Baros? Bună seara, salut, Mil, Andrei. Snow, nu știu, nu știu acum ce zici când zici de grafică, aiurea. Nu, nu asta. A, greșit, mă. De ce doar unul? Băi. Da, mă, puțin, Adinaure am făcut 8, 4 asta, 8 și avem și 4 bucăți. E bun așa. Păi nu, Baros. Dar problema e asta. Problema e că e secetă, nu vezi, uite și tu cu ce lucrezi, e secetă. N-am mai adunat multă vreme și la un moment dat nu mai aveam. Aveam două bandaje și alea rupte și le împărțeam cu Cristi. Deci era pe... Dacă acum am ajuns în partea cealaltă, știi? Ia. Trebuie să-l găsim pe fraierul ăla și nu știu unde-i băgat. Ia vină cu acea Cristi, că mai găsit bunătăți aici. Bunătăți... Oh! Vină cu acea Cristi, că e rost. E treabă. Deci de-aia sunt așa pe adunat chestii, pe disperarea asta. Pentru că am rămas în izmene, cum ar veni. Am rămas cu chiloții și era rupți. Cum ai făcut? M-am dus pe partea așa. Da, da, am văzut, am văzut. A, uite ce de bunătăți. Păi să ratăm noi. Uite, ia și tu din ăsta, de aici, curcubeu. Tu te-ai dus pe partea aia și nu te-ai să ajungi acolo? La el? Uite, pe aici trebuie să coborăm. Și am simțit bine. Am simțit bine. Mile, mulțam. Am terminat unul, da. E filmat tot, ar trebui să-l montez. L-am făcut cu Oli pe unul. Acum, nu știu, 2 luni, ceva de genul. Deci l-am filmat, numai că ar trebui să stau să montez toată treaba aia și... Să schimb hainele, uite, că nici la asta n-am mai fost atent. Ia, stai, stai, Cristi, că vreau să schimb hainele. Deci avem asta și aș putea să plec pe asta. Pă, unde-i mă ăsta, băga mă, că mă... Imediat, îl găsim. Aici trebuie să fii bogat. Bine să mă duci. Te-ai dus Cristianei. M-am dus în același rat. Ai... Dar de ce am venit noi aici, mă? Ia-te-a băgat, mă, frate, mă. Te-ai întors, nu, aici jos nu e nimic, nu? Asta ai făcut mai devreme. Nu? Da. Ai coborât pe scările alea, nu?
Da. Și n-ai zis tu nimic acolo. Ai zis, lasă-l mă, să ducă și el, să vadă și el ce e jos. Băi, mă omori. Mă omori, Cristiane. Cum să mă lași, mă, să mă duc degeaba hai, jos? Hai, vină-mi cu a. Hai, vină un coa, mă. Crezi că aici e? Aici e o treabă. Pe cum de aici, mă? De aici am venit. Băgat în clopot ăsta. Unde dracu s-a băgat, mă? Aaa, da, bă. Și mie aici mi l-a arătat ultima oară. Da, da, trebuie să-l găsim. De aici am venit. Uite, vezi? Dacă dai de aici... E o șustă cu clopotul ăsta, nu înțeleg. Ia. Îmi văd un ghiuzdan imediat. Geana. Geana. Nu știu care e combinația aici, să mor. Un zombie, da. Dar nu știu ce-am face aici, la... Nu înțeleg. Stai un puțin, urc înapoi pe... Cred că s-a băguit iar, zice, endgame. Păi, cred că da. Salut, eram... Ovidiu. Eram la spot acolo doar. Ce componente? 3090 cu 11.000 KF, un i9. O, de... A apărut anul trecut. i9, 11.000, nu știu cât, de la Intel. Prut anul trecut și un și 3090. Adică bubuială. Băi, da. Cred că ar trebui să dăm un stop și să reintrăm, căci ceva e dubios. Nu cred că chiar trebuie să-l căutăm sub pietrele astea. Îi dau un exit. De ce zice dropout? Uite. Vedem de unde ne ia. S-ar putea să nu dea la ficat, să o luăm de la început, cică. Păi... Nu, glumesc. Nu prea e corect. Nu prea e corect, frate! Să-mi dai o invitație. Încerc, dar nu ne căde. Deci nu vrei să vezi și în chat-ul ăsta de pe Steam aici la mine. În chat-ul de pe Steam? Da, unde îmi trimiți invite-ul. Ah, da, ok. Numai mizerie am făcut acolo. Adevărat? Marian Chinezu, să joacă. Stai, unde ești, mă? Am trimis Cristi. Am primit. În buchet ți-am trimis. O duzină iarăși. Ia să vedem ce spune acum. Când mă duc jos. Dar tu... Jos trebuie să mergem? De ce am venit, mă? Eu asta nu înțeleg. M-a arătat ultima oară, știi? Iar arată aici. Arată 10, ce știți, dacă ești din cameră. Da. Și asta, frate, eu voi oprindeți pe asta, chiar... O
înțelegeți pe asta? Chiar mă duc, mă bat cu ăștia. Extra life. Ce să fac? Uite, încerc să... Cred că am un bug aici pe joculețul ăsta și nu... Nu cred, mă, nu cred că e sub... Căci, care-i combinația? Nu e bagă? Dărâmături? Sau e vreun canal în care trebuie să ne băgăm? Apăs tab. At vrei... Pe obiectivul e ăsta. Ăsta, Caterdale, să-l găsesc pe cart, ăsta. Știi? Am închis ușile, poate apare el, e rușine, nu știu. Auzi, mă, că zic oamenii că trebuie să urcăm în sus. Hai să o facem pe asta, urcat în sus. Deși... S-ar putea să ne-l dea unde trebuie, pentru că de aici am venit, într-adevăr. Asta e ideea. Andrei, nu știu, abar n-am, îl mai țin o vreme. Nu mai stau foarte mult, că deranjez acelea în casă. Dar oricum vreau să continui vineri, dar s-ar putea să fie oboseanul vineri după filmare. Și atunci s-ar putea să continui sâmbătă. Îmi depășește tot acolo, mă întoarcem. Să ne urcăm sus, zice și da, Dani. Toată... Uite aici, fii atent. Mă urcat acolo. A, gata, gata, gata. Uam, uam. Sunt la limită cu stamina. Așa ajungi. Și... Trebuie să ieșim afară, cel mai probabil. Da, sunt niște bunătăți pe aici. Am cutiuță de asta. Lockpick hard. Păi nu unii plac astea hard, mă, frate. Că le deschidem foarte repede. Bă, mulțumim, da. Nu știu, eu n-am înțeles foarte clar ce s-a întâmplat aici. Bullshit total. Am... Ai o cutie aici, Costi. Am văzut. Ai văzut loc pentru că ți-am zis eu. Da, că altfel eram pierdut. Vezi, am ajuns să am eu inventarul plin, bă. În halul ăsta, pe bune. Stai că am luat o armă jmecheră. Ceva minune. Minune de armă. O, ce bine. Am găsit pe DRBD-ul ăla, dar cum dracu sărim unul? Ia să vedem ce știe să fac asta. Ce drăguț e. Bă, îmi place jocul ăsta. Bă, bune, deci chiar mi se pare... Ia ce mă ziceți voi. Am urcat sus, mulțam de feedback. Unul cu părul puțin. Te-ai zis ce urmează. Hai că trebuie să... Că trebuie să faci parkour de țar capacele. Ia-uzi, Cristi. Moartea mea, frate. Da, ești fiert. Dar cine deschide cutiile astea pe aici? Mamă, dar să-mi bab cele, dacă poți să te... Poți să te relaxezi un pic, bă. Eu numai că nu mai am loc. Nici vine să mai mă uit la ele. Ce vorbești, frate? Aute, îmi văd asta cu full. Să deschidem ușa iadului aici, cutia Pandorei. Ce, cum vrei tu să-i spune? Stai mă puțin. Hai, dă-i drumul. Open the door. Ia mă. Surprise! Păi de ce așa am...
Bă, al dracu, așa a ajuns acolo, bă, dar... Bă, lasă, mă, bă. Face de mult asta. Hai după el. Wait! Mamă, mi se pare că... Am eu 1000 de ani. O, ce bine. A dispărut, bă. Deschide și noi ușa asta. De ce, please, wait? Ce, așteaptă pe ăla să fugă sau ce? Cum, mă, please, wait? Nu știu. Bă, ăștia nu sunt sănătoși la cap. Păi fuge ăla, mă, ajunge în orașul celălalt. Nu știu. Mă pun cu barosul pe ușa asta acum și când dau singur zice să te aștept pe tine. Ce mă nenorocea. Dozele? Ce doze să arunc? Nu cred, a venit și noapte. Cel mai fain așa, pe asta cred că trebuia să se întâmple, știi? Mă, dar cum arunc, dau asta, mă? Ce doze, mă? Nu știu despre ce doze zici, Endgame. Cred că trebuia să vină noaptea, zic și eu. Nu știu. Foarte. Ketchup. Păi ce ketchup, că nu mai pot. Pe ce am? A pornit? Păi nu, dar tu unde ai dispărut? Am sărit pe fereastră, că nu mai puteam. Tensiunea, m-a omorat tensiunea. Păi dă-i din nou, că nu știu, cred că ăsta... Da, ia vin aici, vin aici. Uite, vezi ce zice? Poate trebuie să așteptăm până... Până ne deschide la ușa. Adică niciodată. Păi stai puțin. Băi, ți-a stricat jocul ăsta în halul ăsta pe bune? Adică trebuie să facem ceva. Trebuie să fie noapte cumva și... Dă-te că mă arunc după catedrală, să știi. Nu te arunc, stai puțin. N-ai altceva n-ai. Asta zici tu. Chiar asta. Băi, cred că, da, pe bune. Hai că ne ducem în spate acum, fii atent cum face Cristina. Ne ducem în spate pe catedrală. Așa? Și dau din nou. Că asta chiar cred că e bubă. Sau poate are legătură cu noaptea. Voi l-ați făcut pe noapte, pe zi. Da, pe bune, deci. Păi nu, dă-i... Ieși și intră iar și îmi dai invite. Ce se mai duce în spate să... Stai puțin. De asta ziceai tu să le arunc? Bă, ești nebun, nu cred, stai. A ieșit. Mă, el, jocul simte că suntem mult prea bine tot pe parcurs, pe demență, pe alea și vrea să ne oprească, frate. Așa au ajuns, știi? Adică vezi că oamenii au skill maxim, știi? Și încep cu asta. Ce cum m-a atrapat lucruri de-astea. Da, 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 știi? Ei ne urmăresc acum, știi? Sigur. E cineva acolo, la firmă, care zice, ce cu ăștia, frate, tu nu vezi cum avansează ăștia, parcă sunt dementi. Cum au urcat pe catedrală, în primul rând, frate? Îl cheamă pe ăla, de la creator ăla. Aurele, ia vină un coa. Tu-i vezi pe ăștia pe catedrală, mă?
A, dă-le să aștept. Să mai aștepte și ceilalți jucători din lume. Pune-le aia, că intru ăștia mai departe. Deci nu m-ar mira dacă am dat de vreun claymore de la în dreptul ușii. Am dat una singură de data asta. Bă, bravo. Bă, mi-a plăcut maxim, dar știi cât de finuță a apărut așa. Despre asta vorbesc. Cum o luăm de aici, nu? Despre asta vorbesc. Iar urcăm, mă. Hai că o știm deja, mă, nu mai e. Da, nu mă. Numai să vrea băiatul ăla să... Opa. Să joace cu noi, că altfel... Cine așa o băsi băiatul? Credeam și eu că mai luăm cutiile odată. Nu le mai luăm. Nu, nu era... Bun. Zipline acum, stai că nu mai știu. Deci noi am venit pe aici. Nu, vină pe aici, pe aici. Cristi. Pe zipline, nu? Da. Acum vedem. Vedem acum. Bună, Veronica. Bună. Dacă nu mergi jos. Bună, am zis, Veronica. Bună. Hello. În engleză și în engleză. De data asta trecem, zici? Eu nu mă mai apropii de uși, te las puțin. Hai că vedem acum dacă e să meargă. Eu m-am băgat într-un colț aici. Vino lângă mine. Ia, păi unde ești? Aici. Ah. Gata. Gata. A mers, nu, a vrut. Ajută-ne! Kill me. Just tell my son I died like a warrior. Asta e dumă de aia de o zi, ca să nu-l omorâm. Kill me. She sent you to do it, so do it. I have no idea what that's supposed to mean. I have a job for you. What? Oh, mai so zis asta până you're acum. Not an assassin? No, I just came to talk. Deci ne-am bătut cu toți monștrii acă. I have a name. Kurt, what do you want? Ce vreau noi de la asta, mă? Tell him about the bug. Ce bug? Nu mai știu. Păi nici eu nu mai știu, dar e singura care pare logică întrebarea. Ne-au trimis să ia să-i spunem the bug. Păi nu așa ar veni. Nu cred, băi. Întreabă-l că se supără ăsta, îl văd că se uită ca în ciudat pe noi. Nu se supără, mă, că n-avem timp. Deci fii atent. Să întrebăm cine e. Și cărta asta. Au întreabă-l cine vrea să-l omoare. Ok, să întrebăm cine vrea să-l omoare. So, who's this woman? Chiar mai curios. Vagina dentata. Vagina, mă, vrea să-l omoare? Wait, what? Un vagin cu dinți, mă? She wants my balls on a platter. Ah, ok. That good enough for you? Cred că a pierdut-o complet, știi? Maybe I can help. Da, de ce o făcut ăștia în jocul ăsta? Toată lumea să ne ia la mișto. I handled that monster down there. Leto. Stai, mă, că pentru o secundă am crezut că omul e sărit și că are senzația că e un vagin cu dinți care urmărește până de 10 secunde. Hai să-l întrebăm cine e și bro, tu.
zipă bună. I'm a pearl cast before swine. Mamă, dar nu mai mișto de ține ăsta, mă. O perlă. Made flesh. Un rege. Right. You mentioned you had a son. Like everything else. Deci omul pe Caterinca Maximă. I know how that feels. Spit in any street in this city and you'll hit somebody who lost a loved one. Okay. What was it that you wanted again? I need to plant this bug on a radio transmitter, but it needs to be fixed. I'll make it worth your while. Impossible without a few parts. What parts? Da. The wiring is corroded. You can find replacements in the North Tower. The army left their gear there. How will I find it? It would be protected from the elements. So look for a box below the antenna. All right, fine. And what's your price? Let's leave that for later. Mm-hmm. As a surprise. I really don't like surprises. Good luck. Ah, știi ce am făcut eu prima dată? Vezi manechinul ăsta din dreapta, eu prima dată l-am lovit. Poate asta a declanșat... Iar a dispărut. De ce nu stai liniștit? Poate iar am pornit vreun bug. Am înțeles. Am plecat puțin și am lăsat telefonul surorii mele. What is this place anyway? The biggest church in the country. It was believed that a god lived inside. But I've been sitting here for almost 10 years. Ah, la telefonul s-a simțit bine. Cum ar veni? Foarte șmecher. Haideți să ajungem sus. Ce drăguț arată asta. Această treabă. Foarte drăguț. Păi vedem acum. Să descoperim chestiile. Unde am putea urca. Ok. Aici. Aici. Ce chestie asta aici? Așa. N-am mers pe ăsta, nu? De ce ai urcat-o aici? Nu. Okay. Încerc altceva. Nu, n-ai cum acolo, e prea sus. Poate pe afară? Da, 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 mi-am dat seama că i-a lăsat telefonul și a fost la modul o să scriu bună, o să fac spam, frate, cu bună. Bună, bună, bună. Ia vino pe afară, Cristi. This place is huge. Oh, no. Well, those who built it believed that this way they would get closer to God. Jungle. But when the epidemic came, it didn't help anyone. Why did you murder those peacekeepers? I didn't murder anyone. I defended myself against people who wanted to rob me. Wouldn't you do the same if strangers broke into your home? I don't know. I never had a home. Da. Oh, sunt pe... Oh, de sus, sus! Nu cred! Mamă, la ultima linie. Da, da, putem acum, fiar. Oh, this is a hell of a hard climb. A marvel, isn't it? A miracle of architecture. The pinnacle of human achievement. Our ancestors' crown and glory. And today... Da, 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 da. Sagrada familie. Legat de lanternă. Da, da, e dreptate, știu, nu știu, m-am gândit, am mai mers pe lanternă. Gata, am luat-o. Well done. I can see it's hard to discourage you. I'm stubborn. Well, perhaps you will be of use to me. Return to me. Unde e, mă, bolovanul? Stai puțin că vreau să văd.
Asta începe să miște din ce în ce mai grav. Ia. Ce are mă găciul ăsta? Ce se întâmplă? Avem stamina. Vreau să văd dacă pot din mers așa când e ăsta agit. A, poți. A, ok. Dar săriturile astea la omoară. Am înțeles. Te-ai întors la ala? Da. Dar nu pot fără tine. Da, imediat. Și cu pucelul ăsta, unde o fi, unde o fi făcut el rădăcini? Te întrebi. Știi? Că totuși ăsta sunt panouri solare și ăsta e un acoperiș. Adică... Înțeleg, hai că iarba asta, ok. Poate a mai s-a adunat praful și în timp. Dar totuși copacul ăla e mult. Adică slabe șanse. Am auzit în viața mea pe cineva să zică, bă, și mi-a crescut un copac pe... Vino, Cristi, mai e în spate. Yo. M-am mai uitat ce zice chat-ul, știi ce zic? Aha. Uite-l aici, lângă noi. Aici da, da. Știu, da. Am crezut că e tu aia. Tot disperat după bunătăți. Da, trebuie să recunosc, într-adevăr. You have it. Tomb Raider. N-am jucat. L-am pe PlayStation 5, dar nu l-am jucat. Am încercat Vladimir și Mitsubishi. Uite, are pistolul ăla de lipit ca lălura bătrâni. Seamănă cu mai multe, evident. Seamănă cu... Pe mine mă duce și la Far Cry și... Wasn't exactly hard. Dying Light 1. Okay, so what's the surprise? Hey, da. What do you want in exchange? Cu Dying Light 1 l-au copiat, chiar ar trebui să-i dea în judecată pe aia de la Dying Light 1. Wait, nu, invers, aia de la Dying Light 1 ar trebui să-i dea în judecată pe ăștia. Bă, ne-ați luat jocul. Bă, suntem aceeași echipă. A pigskin? 5 bottles of booze? The surprise is... I did it for nu your friendship. Ia uzi, mă. Nu cred așa ceva. I'm honored. Bă, să nu dai de aia că ne omoară ăsta, nenorocitul. Să nu dăm asta cu aia. Nu am nevoie de prieteni. Ți se pare ție că poate să ne omoare ăsta? E diabolic, da. Bă, ce frică era la început? Nu era frică, frate. Ce vorbești, m-am întrebat peste el, l-am pus jos și el a zis nu mă ucid. Am crezut că ești asasin. Povestea de la început, adineori. Dar în fine. Dăm, suntem onorați că avem prieteni. Și de acum încolo să vezi ce... Na, că prieteni azi, știi cum e. Vino pe la mine, bă, e cam târziu. Hop! Ce e cu lumânările astea și cu șampania? De unde ai avut șampanie? E spunea. Ok, Kurt. And, thank you. Thank you. Am sfârșit un băiat de treabă? Asta e ideea? Care îi părea cel mai diabolic dintre toți? Drăguț, asta da, a fost o surpriză aici. Oho, și avem și safe house aici la el. Bă, băiatul ne-a dat casa, masa. Corect. Ai dreptat. Ce? A fost de treabă. Ce m-am trezit eu cu tine peste mine, Costi? Pentru că n-am mai putut, mă. Peste noapte m-a apucat total, îți dai seama. Să nu mai faci asta. M-am trezit înainte deasupra mea. Kurt fixed the bug. Am văzut așa cum dorm, știi cum e. But you totally understood how unreal this guy is. Ia uite-l cum doarme, ca o căprioară singură în căldură, știi? Și de acolo... What now? Glider. Ah, dacă n-avea ăsta stamina, îți dai seama, te duceai... Ce zici tu? Oho, ia uite, mă, avem fast travel-ul. Bă, da, tu cum ai coborât cu ăla, că eu m-am dus acum pe... Norocul meu cu pomii, bă, dar am murit. Cum adică te-ai dus? N-am putut să cobor. Cu el? N-ai putut să cobori cu el, asta zici? Da. Am înțeles.
Pur și simplu, l-am deschis, dar câteodată îmi face frică și mie. Adică câteodată... Vezi că putem să dăm fast travel, ai văzut? Nu. Deschide harta și dacă vrem să mergem în altă regiune, acum putem să dăm fast travel. Îmi place personal asta. Cum fac ăștia când treci și când sar peste ei? Nu dai fast travel? Nu. Pentru că îmi place să sar, să parcur. De ce? Parscă. Trebuie să zici parscă, parcur. Ce ți-a făcut ăla, Cristi? Nimic. Uite, păi aia zic, frate, nu ți-a făcut nimic, mă. A? Ia fii atent aici, am învățat o schemă. Ia. Da? De ce nu mergi? Stai că fac la următor. Ce-i ăsta? Ia mai fă o dată. E foarte, se vede foarte buguit. Da. Că nu e... Nu, frate, nu merge, mă. Ai dat banii degeaba pe ea. Am dat skill point-ul degeaba. Stai două secunde. A, acolo trebuie să mergem. Putem să ajungem și noi la marginea asta? Te rog eu mult? Nu putem, bă. Nu putem, bă. Ce și am vrut să sar cu paraglider-ul ăla. Băi, Lost Ark ăla, nu știu, am văzut niște gameplay tot așa pe YouTube. Ha? Ce zici? E bine că m-am întors. Nu știu, acolo în față. Mă duc în față, da, e ok. Gata, m-am găsit. Lost Ark ăla mi se pare Caterinc așa, dar cred că ar trebui să-l joc cu cineva care știe să joace jocul ăla, că altfel 2000 de ani mai târziu, știi ce zic? Nu te duci acolo, că nu e acolo. Uite, zice Cătălin, fast travel-ul e deblocat de când treci în a doua regiune. Pam, pam. Acum mi-a apărut pe hartă. Acum i-a apărut lui, Cătăline. Așa, acum i-a apărut. Acum ne-a. Ce ți-a apărut mai devreme, lui i-a apărut mai târziu. Ca la pubertate. Da. Că el are, cum se zice, are imunitate crescută și de-aia apărut mai târziu. Nu știu cât mai e, Alien. Nu știu. Cred că suntem, nu știu, abana, o să vorbesc prostii. Pentru că am înțeles că, după calcul așa pe ore, bă, unde e aia, mă? Vino pe aici. A, bravo, mă, stânt. Mergeam într-o direcție total greșită. Nu știu cât mai e de aici. Deci de ce ești tu în dreapta? Ai intrat? Da. Ok. Jepiță, nu ești. La bulanul ăla e. La băiatul ăla. De-i place cu... Ăla mi s-a vrut drăguț. Ăsta, cum zice, arcul. Adică m-am tot uitat la gameplay pe YouTube. Dar mi s-a părut complicat, așa, știi? În sensul ăsta. Se mai mor, bă, dracu, știu, sens. Nu știu ce o să mă joc după. Abar n-am. Pentru că ăsta mi se pare chiar un joc reușit, în sfârșit, ceva bine, mă rog, cu toate bug-urile astea, cu toate
Dar hai să facem o abstracție, că n-am mai văzut un joc în mințile lui de foarte multă vreme. Să ieși tu un joc nou și să zici... Bă, dam. Bă, și... Am dat bani. Care? A, Far Cry, Far Cry, da, cred că era ok Far Cry. O mică dezamăgire așa. 4.000 de coco, tată, direct. 5.000, am urcat la 5.000, despre asta e vorba. Ce 5.000? Bani, am vândut acum. Păi bravo, vină mă încoace, mă, că vindem după aia amândoi, mă. Nu pot. De-aia am venit, e bun, de-aia am una... My merchandise won't give you that sinking feeling. Știam eu că umbli cu dăstea, da. Nu pot să-mi cumpă asta. De ce sunt șarpe, mă? Combinațiile acolo le facem împreună, nu te duci tu. Ha, bravo, păi zi, ia seama, n-am știu, n-am știu că am încălcat regula. Unde a te dus? Ah, ce mâine le-ați gândit pe sar. Eu scuze, mă, nu mi-am dat seama ce am făcut. Dacă aș fi știut... Adida și Lumario, știi, faci double jump? Mario Brother. Perfect. Keep it down. Look at the Mario Brother. Walls have ears. Do you know what this is, Aiden? Cremo. Caviar. Băi, ești nebun, caviar. Pellets? Buckshot? Dios, que triste. These are eggs, Aiden. You have some really small chickens. Fish eggs. Beluga, to be exact. Bădă-le, dracu, și așa s-aud. Considered to be the only caviar in the world. Dissolves on your tongue, letting you taste the waves of a black deep sea in a faraway land. The world is full of beautiful things, beautiful sensations, pretty boys and pretty girls. But humorless grunts don't notice that. They kill for the future and they forget the present. They? The major mats of the world. Please, join me. I've taken care of the UV lamps. Has Matt confided to you why he needs lamps in a place with no electricity yet? And how he's going to carry out this suicide mission? That's what I thought. Cred că echipăm, dar aș vrea și aia care repara arma și Adidas și Lumario. S-ar părea combinația. Matt, the lamps are ready and waiting for you. Red Dead Redemption l-am jucat pe PlayStation. Până la un punct. După aia nu mai puteam să joc din cauza că vrea să joace și filmul ăsta mic. Și l-am lăsat un pic și după ce am omorât jumătate de localitate am zis, bă, s-ar putea să nu fie jocul, știi, și nu puteam de fapt să-l joc. Dar foarte tare jocul până unde am ajuns. Once said that the TV station has no power. What good are these lamps to us if we can't turn them on? One's just fucking around. Don't worry about that. One? Nah, he barks a little, but I can handle him. Good approach. Rabbit dogs must be kept at bay. Bă, nu prea am credere în Jack, bă. Put them out of their misery. Bă, bun acum. Aiden. Negrul ăla, Napoleon. Da, n-am credere nici în Jack, nici în ăsta. Wait for my signal. Nu mi se pare că e fair niciunul. That. As you can see, nu, da. Jack likes to give orders. Ce zice ăsta părea mai... Stay close to your radio. You'll be informed of a meeting shortly. Părea mai ok chestia. Legat de războiul cu Butcher-ul ăla, ăla are barajul ăsta, are deci... Să evită de 10 ani... Un minut, mă întorc. Un minut. Ok. Mă aduc să fac și eu treburi, că și așa e făcut pe la spatele meu. Thank you.
Mi-a luat, Cristi, tu vezi asta? Ce? Scrisul ăsta din cameră? Hulk Inside? Dacă te uiți acum, mă rog, o să, când, o să apară la un moment dat. E pe live. Ăsta mi l-a luat, o să vezi imediat. Ăsta mi l-a luat. Ah, Hulk Inside ăsta, îl știi? Da, nu ți-am zis. Nu știu de la bombă. Ah, da, corect, corect. Acum am urcat pe scărunte, era întuneric și tot asta se vede verde. E da, cu fosfor, de-aia am... Dar ce-i fâșitul ăsta? Eu? Nu, am crezut. Am crezut că s-a stricat ceva, dar nu, sudează unul pe lângă. Petre, m-ai băgat în boală. Te-ai dus să faci alea, nu? Un pic așa. Un pic de vară. Dă-ți și tu un heal, că... Îmi stă pe creier viața ta. Imediat acum asta e așa că... Below deck, above board prices. Red Dead Redemption, trebuie să mă uit că s-ar putea să-l am și pe PC. S-ar putea, nu știu sigur. Nu, nu l-am, nu. Pe PC. Upgrade, ia să vedem ce pot eu să upgradez. Aș vrea să upgradez astea. Asta a fost. Gândesc că pot să mai upgradez astea. Nu. Nu pot să upgradez nimic. Cu alte cuvinte, atât s-a putut. Hai să mai dăm o misiune și după aia eu măcar. Ok, îi dăm cu stop după aia și o să vin pe zonă undeva, am zis, vineri, dar s-ar putea să fiu lovit după filmare. Nu-i bai, eu nu bag fără tine. Dacă bag oricum side sau ceva, dar nu o să bag. Ok, atunci așa o lăsăm. Dacă e vineri, dacă vineri seara, dacă ești pe zonă și nu sunt eu rupt, ori e sâmbătă seara. Dar și aș băga vineri. Da. Băgăm vineri, dacă nu sunt nici rupt. N-am ce să iau. Aba, da, stai puțin, că mai are asta chestii bune. Aș lua și un zile de asta. Ce de mă, ce dracu e cu armele astea urâte, mă, la tine așa. Aici. Urâte și slab. Stai, asta are arme? Nu, asta la 3 de aici. Dar foarte slab, arme. Bă, dar ce zic, mă, băieți ăștia, că luăm și noi vreo armă de foc până la urmă? Nu știu. Sunt arme... Care l-ați terminat? Titanfall mi-a plăcut, da, bă. Titanfall chiar mi s-a părut șmecher. Mi-a plăcut mult joculețul ăla. Ai jucat, Cristi, Titanfall? Bă, cred că da. Mi-a plăcut mult. Șmecheruț.
Mi-a plăcut despre el, cu alte cuvinte. Unde e asta? Da, what? Aici. Ai luat misiune ceva? Păi nu, da, mergem în continuare, că stai imediat. Uita, da, nu știu unde să vin. Cătălin, zine și nou, avem arme de foc până la urmă? Prinde și noi vreun pistol până la sfârșitul jocului sau nu? Sau ne chinuim cu topoare, coase, satâre și... Drop your anchor here anytime. Have I got a great cat? Inventoria. Fac pe ăsta, bă. Ce pun pe el? Dată. Gheață pun pe ăsta, mă. Și ce arme? Da, păi pistolul ăla îl avem deja. Ăla-i... Da, 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 îl știu. Da, l-am, am tras cu el, dar mi se pare o mare porcărie. Trebuie să-l... Nu-l mai am. Deja. Nu-l mai am, că nu-l mai am. Dar nici nu-l mai fac, că mi se pare inutil. Da, 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 că trebuie, l-am folosit. L-am folosit și l-am și terminat. Și am și murit. Hai, Costi, ce faci aici? Îmi pun niște arme, stai o secundă. Tenisii ăștia ai luat pentru mine sau ce? Era să-i iau. Nu, i-am aruncat. Păi vezi că i-am luat. Foarte bine. Simte-te bine, frate. Mă dusesem pe ei. Ce dracu, un level 1 ai, mă? Ți-i dau înapoi. Dau cu gheață și cu bleed. Dau. Vezi că ți-am aruncat înapoi. Și-am luat tenis. Așa. Și la asta eu am o armă de-asta, dar nu pot să modific cu gamea și picioarele. Așa. Și tu. Cu tine mai am treabă. 4650. Cu tine am treabă, modify. Venom. Direct Venom pun pe asta. Nici nu mă... Venom și gheață. Și punem asta. O dată. Și după aia la asta mergem cu... Nu. Nu. Mergem cu ăsta. Modify. Și pun foc. Foc pe ăsta. Ceapa. Dar ăsta e așa. Am înțeles, deci astea sunt armele. Armele o să fie în următorul DLC. Asta e ce Cătălin. Bă, șmecher, măcar să fie. Așa. De ce? Am arme de foc, frate. N-auzi că o să fie? Calmează-te, calma-te. Inventorii... Păi, el și ăla apare la vară, bă. Așa. Și atât. Asta. Suntem bine. Tot așa. Iarăși trebuie să adunăm chestii triste. Ia stene și de aici, că dau cu piciorul în ei. Nu mai, mă, nu iau. Nu mai trebuie. Lasă-te, te-ai spanat. Dau cu piciorul în ei.
M-am împiedicat de două ori. Stai, mă, care e la misiune? Păi nu avem niciuna acum, asta zic. Păi scrie acolo, wait for Matt's... Nu știu ce. Ah, wait for Matt's summons. Deci, hai să ieșim afară să vedem dacă ne cheamă ăla. Ușa aici. Hai să mergem afară, dar nu cred că... Da, se poate să ai dreptate aici. În urmă, dacă aveai arme, cum era să-ți dea și un sniper ceva, să iei de sus pe toți. Cristi. Da, da, schimbai un pic jocul, știi? Da, asta e și ideea. Unde-i n-ai... Stai ce mai e? Mă, frate, mă. Însă fără. Unde mi te-ai băga, mă? Dă-te, mă, copile, cu sabia ta de aici, că n-am timp. Look for me nu cred, bă, că mă arătă ce pe aici prin... Broadcast? Ce asta, mă? Wait for Matt... Sama? Ce vrea ăsta de la viața noastră? Jurnal. Wiping out all the PKs. Woke up sweating like a pig. Until today, I thought our chances against Renegades were pretty good. But now, o jur că nu mai știu să ieși de aici, mă. De unde, mă? Din bază? Am adus la ăsta. Quarters, workshop, craftmaster. M-am învârtit în cerc aici? Ok, nice, nice. Cred că și m-am pierdut. What? Tu unde ești acum? La subsol undeva, nu? Ai reușit? N-am reușit, frate. Mă duc spre workshop aici. Nu dau seama unde... Unde ești? Uite, acum aplic, am reușit. Ok. Uite pe aici. Fetch this, dump that. What am I, an errand boy? Ești tu scara asta din față, da? Aia... Și aici. Băi, stai... Trebuie să ne culcăm? Nu, e unul. E bamiaza mare. Ce, vrei să faci nemiazul? Ce vrei să faci? Nu știu, că... văd că-mi zice... Asta cu... A, tu zici că poate... Păi nu știu... Ne cheamă noaptea? Nu știu. Hai până afară să vedem. Am fost afară. Dar ai mergem fost cu... tu? Da. Dacă să mai caut acum dormitoarele, mai bine mă culc afară printre zombi. Strictă de area, do not enter. Hai să intrăm pe aici. A, nu, asta e... De aici e baza, m-am luat-o. Dar ce s-a întâmplat afară de muzica asta așa? S-a pus ploaia. N-a plouat niciodată. N-am vrut să fac asta, scuze. Mi-a luat și mie viața, ești nebun. Drăguța asta, îmi place de ea.
Yeah, freezing. Okay. Gheață cumva, așa, am înțeles. Am înțeles care e treaba cu asta. Asta e cu poison și cu... Ia. Ia să vedem pe asta. Ia uite ce-i face lui ăsta, bă. Ce faci, Cristiane? Unde ești? La fer? La etaj? Cred că pe lângă tine pe aici. Da, da. Nu e bine ce se întâmplă cu armele astea, îmi place. Gheață și venin, frai de cap, mă, stai cu minte jos, nu mai te... nu, nu. Altul? Ia, stai așa să mai fac schema aia odată, ia fii atent, acum am ies. Ia. A plecat acolo. Stai, fii atent. Oh. Yes, se vede bubuit tare. Da? Da, e adică okay. L-ai aruncat de două ori pe ecranul meu. E ok. Oh. Asta. Aia să mai continuu, dar nu... Trebuie să fie mai mulți. Sar peste el, îl pognesc pe ălalt. O ții într-un combo așa. Băi, eu i-aș cam dat cu stop aici, că... Putem să-i dăm și aici cu stopaj. Noapte bună, Oli. Noapte bună. A ieșit și Oli, gata, îi dăm cu stop, nu mai ce să... Băi, da, îi dăm cu stop astăzi.
și vineri seara, deși nu promit că s-ar putea să fiu lovit vineri seara, dar oricum asta ar fi. Vineri seara dacă sunteți pe zonă sau sâmbătă seara și n-aveți ce face și vreți să călătorim acelea împreună, vă alăturați și mergem mai departe cu povestea din punctul ăsta de pe aici, de unde trebuia să dea ăla semnalul la turnul ăla de radio. Până atunci poate pun și o camera asta la punct. Poate până atunci pui și camera la punct și e as. În această idee v-am lăsat, noapte bună, aveți grijă de corpurile voastre și noapte bună și vineri seara sau sâmbătă seara ne adunăm din nou. Atât. Buenas noches tuturor. Noapte bună, noapte bună all. Atât.